bine, împreună cu Gelu Voicu am încercat pastele făcute de Claudia Ghițulea. Și uitați-ne că suntem în picioare. Aia e treaba. Nu sunt, chiar nu suntem în picioare. De fapt ne-am așezat, dincolo de asta, foarte bune. Foarte bune. Bravo, drag. Bune. Ești o gospodină desăvârșită. Ești... Acum vrei să știi și când te măriți. Ai. Ești bună, domnita. Acolo că nu te vede camera. Aia. Fii atent cum s-a trezit. Poate spargi și ouălele acasă. Ești bună de măritat. Da, serviți repede până nu se răcesc, că dacă nu mai... Deci m-au pus să asta, dinții. Da. Deci, doamnelor și domnilor, Sanda Ionescu se află alături de noi din mai multe motive. Ține Sanda acum aici. Da, Sanda este așteptată cu sufletul la gură de foarte mulți oameni, inclusiv de ce vă leagă pe voi doi, unde ați fost colegi? Nu, cu Lidia. Lidia. Am fost în aceeași școală. Și cu Gelu? Vă te știți, da? Florin se știe cu Gelu. Mai mult Florin. Florin a dat de butoane, Matale a cântat. Știi că atunci te dă Florin de butoane și din organizare, treaba e... Soțul e vorba despre Florin Ionescu, ca să nu... Asta voiam așa, să spun. Să soțul Sandei este chiar celebrul muzician Florin Ionescu, pe care îl știți de 30 de ani din atâtea trupe și proiecte. El stă cu minte, nu vrea să se bage azi. A lăsat-o pe Sanda să se desfășoare. Pentru că... Suntem aici, nu-i problemă. Am mâncat, Florine, deja. Am mâncat. Florine, eu îi las să se desfășoare. Deci, pentru distinsa domnișoară care vrea să se mărite, când ești născută, dragă? 15-11-a, 1977. Acum vrei să mă uit? Acum mă uit. Nu, dacă ai așa pentru dar scorpion. Dar îți spun ceva, fără astrologie, la cum ai făcut pastele alea, care sunt foarte bune. Așa e. Eu te-aș lua de nevastă ieri. Așa e. Eu-s berbec, eu ieri fac totul. Și frumoasă, Cris, uite de la cât e de frumoasă. Dar totuși, când mă apare, simine. Totuși, fă-ți frumos. Ia, hai să mă uit. Când apare zile, tu când apare. Dar trebuie să-mi dai și ora, e sigură că vrei. Între 12 și 2, noaptea. Noaptea? Da. Păi normal. Mi se pare normal. Deci noiembrie. Da, doamnele și domn, pentru toate doamnele frumoase, pentru Claudia, pentru Sanda, nu uitați noiembrie, că mâine începe la Romexpo târgul de cosmetică. Prin urmare, să vă duceți de nu mâine, de poimine, de joi, deci de joi până duminică. De mâine. Așa, nu de mâine. De joi până duminică este celebrul târg de cosmetică de la Romexpo, unde și beauty, unde găsiți toate alea. Până când Sanda face tot ceea ce trebuie. Hai cu echinoxul că murim aici și așa. Stai că... Nu mi-am făcut niciodată, Cristian. Nu ți-ai făcut? Ce? Horoscopul? Ce acolo? Și orașul? Ia sparge tu ouălele până se pregătește să... Craiova. Ce contează unde s-a născut? Da, normal tot. N-ai treabă. Ia, doamnele, auzi, pune-i mâna la ochi. Adriane, pune-i mâna la ochi, vreau să văd cum... Da, mă, lasă-mă cu ouăle astea, m-a pus să sparg două ouă. Crezi că n-am făcut și o obletă în viața asta? E contra cronometru. Câte spargi și unde le duci contra cronometru? Ia să vedem. A început proba, doamnelor și domnilor. Ia să vedem în câte secunde... Ia să vedem, ia să vedem. Bravo, doamnelor și domnilor. Of, doamne, ai zis că ne faci omleta, ai ne-o faci acum? Hai că omleta se gătește, Claudia. Da, cred că avem o problemă, ai spart. Deci, Claudia, ce vrei tu să știi? Ce vrei, Cristi? Că toată ziua mă întreabă. Când mă mărit, vrea să știi, da, toată ia lumea. Zi, când se mărită? Toată lumea vrea să știe. Dar să știi, tu ai mai fost căsătorită? Da. Ai mai multe căsnicii. Bravo. Dar cel puțin două. Da. Cel puțin două. Stai când? Să vedem. Când se mărită... Dar să știi că trebuie să vină la mine. Claudia trebuie să la pauză se duce la tine. Nu, acum? La mine acasă vii direct. Da? Stau aproape de paste. Deci, doamnelor și domnilor, breaking news. Claudia Ghițulescu se mărită. Da. Când atât. Se mărită, o să-l anunț eu pe Cristi. Bine. Nu pe tine. Hai că vorbiți... Dar nu, deja, deci, scrieți pe ecran. Claudia Ghițulescu se mărită. Gata. Băi, da. Claudia, mă uit eu aici și spun eu după aia. O să aflăm și tu ce nu ia spune. Spune tu, Gel, ce zice aici. Arată frumos, extraordinar, să știi. Deci, e un desen frumos, să știi. Domnul e mișto? Gata, am colorat. Ia zi, Gelu. Hai de mine. Dar ce aveți cu ce vedeți? O grămadă de linii și de cercuri. Doamne, una mai frumoasă ca alta și gradate și negradate. E cu cruce roșie. Și... E cu cruce roșie, deci e mare sărbătoare. Ești muncitoare. Rău. Vezi că ești prea muncitoare. Rău, da. Te sacrifici. Gata. Un pic mai... Să ai grijă de tine.
Da? Dacă deci... mă pun oamenii ăștia la treabă, mă, zahrată-ți-o, mă, nu-i deci... lasă că vin la mine și te învăț da. Ce ai de făcut și te ajut eu. Să vorbim despre ceilalți oameni care așteaptă acasă, să le spunem, urmează echinocțiu, din câte știu. Ce să... va urma pentru toți oamenii care te așteaptă cu sufletul la gură? Hai să începem cu oamenii și după aia vorbim noi de o acțiune cu totul și cu totul specială. Deci, în primul rând vreau să vă dau o veste bună. Încă suntem în anotimpul verii, pentru că vara, toamna, scuză-mă, o să șinte în drepturi de-abia de pe 23 septembrie, când soarele intră în balanță. Nu mai e adică mult. Este echinocțiu. Așa, da, dar încă e vară, încă ne mai distrăm copilărim. Așa. Ce înseamnă echinocțiu de toamnă? Înseamnă că noi acum culegem roadele a tot ceea ce am făcut noi din primăvară, în ultimele 6 luni, că atunci este echinocțiu de primăvară, solstițiu de vară, da? Și culegem roadele. Am făcut bine, culegem bine. Am făcut rău, culegem rău. Am muncit, vin banii. N-am muncit... E cuvântul tău că vin banii. Eu îi aștept. A, și eu, știi asta la, te știi cât am muncit? Și eu. Și aștept și aia, da. Da, și gelul am muncit. Când deci, hai să vedem pentru fiecare de... zodie. Când mă gândesc la voi, mi-e o milă de mine. Dragul de gel. Tu ce zodie ești? Rac. Da, o să ajungești la rac. Hai, dă-i drumul, te ascult. Fii atent. Apogeul are loc la ora 9:49. Ascendentul este în balanță. Deci avem soare în balanță, ascendent în balanță. Asta înseamnă că ne vom focusa foarte mult pe relaționare, pe oportunități relaționale. Adică oamenii pe care întâlnim, Claudia, mă bucur că te-am cunoscut, ne sunt benefici nouă acum în viață. Aha. Da? Deci oamenii, cu oamenii respectiv noi putem să mergem mai departe, să facem proiecte. Nu știu, dacă o găsești un manager, uite-l acolo, da? Păi că e făcut domnul și un Ionescu. Da, deci, domnul Ionescu, scuză-mă că te-am dat de gol. Așa. Ce e foarte frumos în acest echinocțiu de toamnă, pe lângă faptul că avem un ascendent benefic care ne ajută și ne susține, Cristi, și că am mai vorbit eu cu tine, avem smeul și piramida, configurația aia care arată o susținere, e chiar o susținere divină. Deci avem o susținere, toate zodiile? Toate zodiile. Doamne Dumnezeu, a venit și cineva toate cu o veste zodiile, bună. Toate zodiile, toată planeta, ajută-ne. Doamne ajută-ne. Da. Bun, iară. Așa este. Ce bei, ce mănânci, hai să începem cu berbec. Da, ideea este că dacă nu suntem ok, da, putem să ajungem la stare de criză existențială. Hai să începem cu, să zic că mergem pe ascendent, dacă acolo înseamnă cum ne manifestăm. Așa. E important să ne asociem cu persoane care sunt conform principiilor noastre, da? Categoric. La tine mi se pare că se focusează chiar așa. Hai să vedem. Deși care ascendent un berbec? Cristi, oglindire. Deci ascendent berbec, da? Da, bun. Da, da. Relațiile de iubire îi oglindesc pe berbeci în momentul acesta și modul în care se comportă partenerul cu noi cumva este modul nostru subtil pe care nu-l conștientizăm. La ei, dacă fac acum în momentul de față tot felul de contracte pe afaceri, parteneriate, băgați-vă în afaceri. Dar cu cine trebuie, da? Atenție, mare ascendent berbec, da? Ascendent în Taur. Ascendent în Taur. Ei tu știi unde e ascendentul? Nu. Tot în rac, mi se pare că tot în rac. Așa. La cât ești de înalt, ar putea să fie leu. Da? Uh-huh. Da, sau... Păi și eu nu sunt înalt, la mine nu e leu. Stai că nu mai știu, tu ești pești, dar nu mai știu ce ascendent ai. Hai, bag acolo cu ascendentul în Taur. Da, cu ascendentul în Taur. Voi aveți grijă la sănătate, da? Imunizați-vă în perioada asta. Aveți puterea de a repara, ca să zic așa, o boală din trecut. Nu o lăsați acolo pentru că nu e ok, s-ar putea să ajungeți, Doamne ferește, și la bistriu. Deci dacă aveți o problemă de sănătate, mergeți la doctor pentru că acum aveți o perioadă foarte bună. Ok, ascendentul în Gemeni. Fericire și pasiune, Cristi, aici. Da? Da, aici vor... da, fericire, relațiile, mi se pare că nu, tu ești, nu mai știu, trebuie să mă uit. Relația cu copiii este foarte bună pentru cei care au ascendentul în Gemeni. Și pot apărea iubiri noi aici, pasionale, care îi ajută să evolueze și să schimbe viața. Deci nu sunt deci aici nu e Cristi. Nu, da. Ia să vedem aici, ascendent, da. Fratele meu, gen. Tu ești ascendentul în Fecioară. Acum da. Ți-am deschis harta, dar să ții minte, da? Așa. Ascendentul în rac, la ei e important să învețe, au potențial acum să învețe despre iertare, să învețe să ierte trecutul, familia, știi că ne mai ia supărăm pe mama, pe tata, pe... Eu zic că gelul e leu, e înalt. Dar relația cu tatăl se poate îmbunătăți la cei cu ascendentul leu, gelul. Comunicare eficientă, da? Dacă e nevoie, cu punct și virgulă, dacă nu înțelegi ceva și dacă vrei să-ți iei o mașină. N-ar fi rău. Acum e momentul. N-ar fi rău. Ascendent în Fecioară, Claudia. Așa.
recunoștință. Să ai recunoștință pentru tot ce vine acum, pentru că toate roadele muncii tale vor fi răsplătite chiar și financiar, dar puneți punctul de vedere din acest, și că ne e jenă să cerem, da? Munca ta începe să fie foarte recunoscută. Deci tot ce ai făcut acum va fi recunoscută, dar să aduci tu recunoștință. Claudia, acu-i momentul tău de vulturi. Ascendent în balanță. Eu. Așa. Asta e cuvântul. Eu. Ei trebuie să investească din punct de vedere al personalității și dacă vor să-și facă chiar și o schimbare de look, da? Haine, păr. Acum e momentul să iasă ei în lume și să se simtă bine și chiar să facă cursul de dezvoltare personală. Pe voi vă ajută foarte mult această perioadă. Ascendentul în Scorpion. Măi, voi nu prea aveți încredere în perioada asta nici în voi, nici în ceilalți. Vă ajută foarte mult această toamnă. O să vă ajute să nu mai fiți atât de pesimiști, să aveți mai multă încredere în voi și dacă voi aveți încredere în voi, cu siguranță vor veni oameni care vă vor susține foarte mult. Ascendentul în Săgetător. Prietenie, cuvântul aici, Cristi. Așa. Ei sunt înconjurați de prieteni în această perioadă și vor veni prieteni care îi vor susține foarte mult în toate planurile. Pentru cei cu ascendent în Capricorn, vocație. Deci dacă Capricornii, cei cu ascendent în Capricorn, își doresc să schimbe jobul în momentul de față, să înceapă o carieră nouă sau un proiect nou, ăsta este momentul pentru voi. Cei cu ascendent în Vărsător, cei care sunt spirituali, pot accesa și pot studia foarte mult această zonă a divinității. Vă integrați foarte bine în zona asta. Cei care nu prea sunteți, să știți că vacanțele vă ajută să vă relaxați și să vă energizați foarte mult. Vreau să fiu și eu cu ascendentul ăsta, să mă ajute o vacanță. Așa, mai departe. Cei cu ascendent în Pești, la ei e vorba de transformare. E indicat să acceptăm să renunțăm la tot ceea ce este vechi, oameni, situații, chiar joburi, de ce nu, pentru a putea intra în viața noastră tot ceea ce este nou. Deci cam asta este toamna pentru noi. Ascendentul în Fecioară? E de bine. Da, bun. Ce zice la ascendentul în Rac? La ascendentul în Rac. Ai zis cu mașină, da? Da, mașină. Nevasta mea era ca să știu ce să fac. Putem să luăm de la Rac doar mașina și da. Da. Și de la Săgetător, da, să luăm. Așa, și de la Săgetător. Da. Doamnelor și domnilor, s-a făcut coada la Sanda. Vă rog, băi, primele două autobuze care vreți să aflați informații, dați-vă mai încolo. Rămân mai întâi cei care sunt aici. Pe de altă parte, Sanda o să apară pe scenă pentru că are o acțiune numită Astro Anima. Care este ediția? Doua, e copilul meu. Al treilea copil, bravo. Așa, foarte frumos. Apropo de copii, o să spui exact și ce faci acolo la Astrana. Da. Ia uite, prietena noastră Camelia Pătrășcanu, Rareș Prisăcariu, câștigătorul de la România au Talent. Uite-l pe fratele Oreste și Ion Hristescu, foarte frumos. Îi iubesc pe fiecare în parte și recunosc că am o relație foarte bună cu fiecare conferențiar. 8 octombrie, foarte, da. Frumos. La sala Luceafăru, că așa anul trecut, Cristi. Da. Cami Pătrășcanu, știi că e prietena mea, deja. Am lucrat cu ea. Ce face ăla micul la eveniment? E surpriză, el este copilul, este foarte potrivit. Deci copilul ăsta a venit mănușă la acest eveniment. Deci crede-mă, mă emoționează când vorbesc despre Rareș și când vorbesc eu la telefon mă ia cu plâns. Deci are niște replici. El este natural așa. Da, de fapt acest copil a fost mai degrabă atacat, dar cred că trebuia reținută maturitatea și lucrurile pe care le spunea. Copiii geniali trebuie luați ca atare, nu vă mai enervați că există copii frumoși. Să știi că și ai mei copii au avut perioada asta până la 12 ani când au ieșit din starea alfa și au intrat în starea beta, pentru că vorbim aici de știință colaborată cu spiritualitate, da? Adică hormonii au început să lucreze. Asta am spus și Ginei, că o să stau lângă ei și o să o susțin. Gina e mama lui. Da, Rar. Este minunată mama. Foarte, deci, interesant. Este o mamă exact cum îi trebuie unui copil de genul acesta, este copil stelar, așa. Dar cred că eu, în perioada asta, când crești 12 ani, trebuie să ai și dascăl foarte bun, nu? Oarecum da, adică trebuie să ai și dascăl foarte bun și părintele să fie lângă tine să te susțină și să te susțină din toate punctele de vedere, nu doar acasă, să te și apere. Da. Există dascăl bun de care poți să-ți aduci aminte de legătură cu copiii tăi? Copiii mei au avut dascăl foarte buni în clasele primare, învățătoarele lor, și recunosc că aici știu la cine vrei, despre cine vrei să vorbești, despre doamna Baciu. Florina Baciu, care este profesoară la Matemanie, mă emoționează subiectul și spun și
de ce. Pentru că ea s-a ocupat de copiii noștri, cei doi băieței noștri. Copiii noștri au intrat la clase de elită. Vezi că presa nu știe. Și noi avem niște copii, ei m-au inspirat cu tema anului acesta, care au capacitate intelectuală mult peste capacitatea noastră. Sunt mult mai evoluați, cum și noi suntem mai evoluați decât părinții. Deci urmează o generație care ne va depăși spiritual și nu intelectual numai. Și tot cum este și rare. Eric este fiul nostru cel mare, a avut o relație foarte specială cu doamna Baciu, a intrat la foarte clasa frumos de elită a colegiului Spiru, care la 10 ani a dat un examen, 3 examene foarte grele. Bravo! Dar piciulica, doamna Baciu, a zis, ăsta mic în mine să-l mănânc, dar nu e atent. Deci ăla mic e mai boem, mai... da. Dar doamna Baciu, să știi că face parte din familia noastră, familia foarte Ionescu. Frumos. Da, este într-adevăr. O mai cheamă și Ionescu, am înțeles. Adică e o femeie absolut minunată. Doamnelor, așa, vreau să fac un singur lucru înainte să îi mulțumesc Sandei. Deci am văzut cu ascendent. În următoarea perioadă, cum o să ne fie, doamne? Domnul Cristi, mă bucur foarte tare că în octombrie iese Lili din Leu, adică n-o să mai vedem la televizor și pe social media ce nu trebuie. Ba, a fost atâta presiunea ta crimă și nu-i așa, gelule? Da. A fost o perioadă extraordinar de... Am avut o vară incendiară. Tensionată și cumplită. Da. Numai despre lucruri rele am auzit. Da. O să începem să vedem și oameni care într-adevăr fac ceva. Intră în Fecioară. Doamne, abia aștept că festivalul meu, evenimentul nostru va fi cu Lilith în Fecioară. Adică se va arăta munca pe care o facem, pentru că vara asta a ieșit la suprafață. Consumul de droguri, incendiile, dar Lilith în Leu. Crima. Să știi că Sebastian a fost în liceu cu copiii mei, la Jamone. Deci, îți dai seama ce durere pentru noi. Ne-am fost, da. Deci, toate lucrurile astea se vor duce și a arătat impactul cu copiii foarte mult, pentru că e casa a cincea, casa copiilor. Deci, eu sper să ne mai liniștim și să iasă în evidență în lume și în public persoane deci care te vom liniști, da? Da, nu mediocritate. Dacă ele sunt, doar trebuie să iasă în evidență. Păi uite, tu, Cristi, sunt o groază de oameni care fac ce trebuie. Și cu rezultate bune în comunitate și în societate. Și... Dar, Cristi, te aștept la Astroanima. Ok. Da, pe 8 octombrie, sala Luceafăru, poți să zic unde se găsesc biletele? Da, ca să știu și eu cu eu. Să găsească, caută lumea pe Facebook la tine, okay, da? Așa. Căutați pagina de Facebook este... Zi pagina de Facebook este... Sanda Ionescu și Astroanima Fest. Bun, Sanda Ionescu și Astroanima Fest. Îți mulțumesc foarte mult. Sanda, mulțumesc. Sanda, Mariana, în ce perioadă ne aflăm? Ce se întâmplă, dragă, cu noi? Uite-te și tu. Atâtea necazuri, atâtea... Dar în fiecare zi auzim numai nenorociri la televizor. Bine te-am regăsit, dragul meu. Este o perioadă atât de ciudată, ca să nu-i zic dubioasă, încât de multe ori știi că și tu îmi spune, Mariana, da, atât de rău o să fie, sau iar ne faci previziuni de astea. Că Mariana vede ea mai rău, dar chiar așa e. Uite, dragă, realitatea bate previziunile mele. Da, ca să înțeleagă lumea că, în general, mesajul pe care eu vreau să-l transmit este pozitiv, este de atenționare și de protecție. Categoric. Niciodată nu mi-a stat în caracter să vin cu un mesaj, nu știu, agresiv sau vai de mine. Premeditat agresiv. Da, nu. Ci pur și simplu ca oamenii să fie avertizați. Acum, după cum observi, previziunile mele făcute și anterior sunt mult mai blânde. Da? Prin urmare, e o perioadă în care vorbim de ispite. Hopa! Uite, ispite. Ispitele. Da. Astea sunt pozitive. Da. Nu? Da. Pentru noi nu, dar asta e, le luăm ca atare. De ce? Pentru că exact astăzi, pe data de 3, așa? Ispita, Lilith, luna neagră, se mută din Leu în Fecioară. Deci, am vești bune.
pentru lei, o parte din lei. Așa. Pentru că știi că fiecare deja are astrograma lui, are o altă vârstă și poate nu se mai recunoaște în leu, poate să țină de ascendent, de axa karmică, de multe lucruri. Asta lumea vorbește cu tine. Așa. Separat. Deci am vești bune pentru unii din lei. Așa. Pentru unii vărsători. Așa. Și atenționăm o parte din fecioare, fecioarele în general, pentru că rămânem în cadrul general. Să aibă grijă. Să aibă grijă. Hai să o luăm pe zodii pe fiecare, ca să nu vă duvim pe nimeni. Deci urmează o perioadă interesantă din multe puncte de vedere, dar aș spune eu că deja se pregătește un soi de furtună sus. Da. Da, în ceriu. Așa. Deci și jos urmează tensiunile să fie destul de mari. Prin urmare, berbecii sunt vizați în mod direct, pentru că dincolo de faptul că Lilith părăsește leul și a fost pe sectorul astro-sentimental al berbecului, pe relația cu copiii, acum se mută pe zona sănătății. Da. Deci atenționează, acolo nu numai avem axa karmică în berbec și în balanță, și berbecii trebuie să fie foarte atenți, pentru că mesajele sunt cu marcaj karmic și ține de trecutul lor. Aici fac diferența de generație, de vârstă, de ce vrei tu. Și chiar de vieți anterioare, pentru că și chestiunile pe care berbecul nu le-a rezolvat în vieți anterioare, nu mai zic de trecut, acum revin ca să fie înțelese în primul rând, pentru că altfel n-ai cum să le rezolvi. Corect. Da? Hai cu Taurul să vedem. Taurul stă practic în perioada care vine într-un soi de neînțelegere. Nu este expectativă. Nu se înțelege el pe el. Așa. Unii practic au un soi de sabia lui de Damocles deasupra capului, și mă refer aici la ratura sentimentală, pentru că spuneam de astăzi Lilith intră în fecioară, acolo unde este sectorul astro-sentimental, emoțional, relația cu copiii, acolo presiunea este foarte mare. Și un soi de montan rus spre finalul lunii, pentru că vom avea și eclipse, evident, și lucrurile nu vor fi simple. Ce nu au rezolvat în ultimii 2 ani de zile, deja marja s-a lărgit, se spune că acum revine și poate să revină cu o încărcătură și cu o amplitudine și mai mare. Da. După pauză, restul zodiilor împreună cu Mariana. Stați cu sufletul la gură alături de noi. Îi mulțumim foarte mult! Bravo! Mergem acum către, cu Mariana, către zodia Gemeni. Gemeni. Pentru că e zodie dublă, aici vor fi fie discuții în familie constructive, fie dispute. Deci trebuie să cadă la mijloc, pe un numitor comun, să poată să împace și stânga și dreapta în familie. Racii se pare că vor avea o perioadă în care vor orbecăi, vor dori să caute o relație tip păturică, care să-i acopere de protecție mai degrabă. Lei stau bine, cum spuneam la început, pentru că de acum pleacă Lilith, alias Luna Neagră, și atunci măcar din punct de vedere al sănătății, spun eu, pot să fie mai bine aspectați, da, dar cei care nu au rezolvat ce aveau de rezolvat în ultimul an, pot să aibă probleme în continuare. Fecioarele să fie atente chiar de astăzi, pentru că Lilith intră în constelația lor, acolo nu-i de joacă, are aspecte karmice, dar unele se pot duce fie pe supărări, fie pe ispite. Știi unde sunt ispitele? N-are rost să mai dezvoltăm. Balanțele, la fel și ele, trebuiesc atenționate, pentru că este axa karmică și este cu Marte acolo și nu-i de joacă balanțelor. Cât a fost bine, v-am spus bine, acum este bine să fiți cu ochii în patru. Scorpionii spre
finele lunii încep să fie mai agitați, dar axa karmică este cu Marte acum în balanță. A doua eclipsă a lunii va fi în Scorpion. Un ciclu întreg de 2 ani de zile cu suișuri și coborâșuri. Acum sunt pe un trend descendent, deci trebuie să fie și ei atenți. Săgetătorii au nevoie de hamuri, nu de centuri de siguranță, de hamuri pentru că sunt centauri. Va fi o perioadă cu cumpene și încheie și un ciclu de vreo 3 ani de zile în care trebuia să rezolve ceva, să înțeleagă ceva. Deci trebuia. Pe urmă, capricornii au o probă foarte interesantă în luna aceasta de 100 de metri garduri. Prin urmare, dacă te-ți antrenat și sunteți bun atlet, faceți față. Dacă nu, trebuie să găsiți o soluție pentru starea fizică, emoțională, psihică. Vărsătorii pot și ei să se bucure de faptul că Lilith părăsește o casă foarte importantă, relațională, de familie, sentimentală, și sunt mai relaxați, dar unii se vor gândi acum cum să strângă bani albi pentru zile negre, să rezolve ceva, acte, chestiuni care țin de notariat, lucruri importante, iar peștii se vor afla în fața unui domino cu piese foarte frumoase care la un moment dat se bifurcă. Și atunci vor trebui să gândească de două ori înainte ca să rezolve acest domino și să nu creeze zâzanie sau furtună pe propriul destin. Foarte interesant. Mulțumim, Mariana. Mai avem, până atunci, povestește-mi un minut sau două despre Grecia. Înțeleg că ai fost acolo și ți-a plăcut foarte tare. Da, am fost în Grecia, a fost minunat și am rămas uimită de faptul că de multe ori noi avem impresia că suntem o țară foarte civilizată și suntem, și suntem, zic eu, pe un drum fără întoarcere, dar am rămas uimită de o țară care n-a fost comunistă și care și-a păstrat niște tradiții foarte clare. De exemplu, am fost uimită de faptul că autobuzele erau peste tot și aveau taxatoare. Gândește-te la noi, persoanele în vârstă care vin în București și merg la un spital, la un doctor. Da. De unde să știe? Să ia cartelă, cum să o folosească, cum, da, deci minunat. Foarte mulți străini. Da. Da, în Creta, în Heraclion am fost eu. Și te urci, ai plătit, ți-ai luat biletul și te-ai dus unde ai vrut. Deci minunat. Cine vrea taxi, taxi. Dar cine vrea clasic, poate să meargă cu autobuz. Pe urmă, peste tot am văzut cabine telefonice și cartele. Ca pe vremuri. Sigur, pentru că este o opțiune. Ferească Dumnezeu, ți s-a întâmplat ceva cu un telefon. N-ai rețea? Da, n-ai rețea. Ce faci? Te-ai dus într-un colț de stradă, ai cumpărat o cartelă și imediat ai o soluție. Deci am rămas pur și simplu uimită în sensul bun și frumos. Oamenii cum sunt, cum zâmbesc, la noi toți suntem temători, crispați, nu știm ce, de unde, cum vine, cum ne lovește valul, da? E, nu. Și se pare că au o formulă a lor zen, pentru așa că este. Intri în mecanismul respectiv și parcă energia ta se conectează cu chiul de acolo și trăiești altfel, intri în ritmul lor. Mulțumesc, Mariana. Mulțumesc și eu. Notele jurului pentru domnul Adrian? 10 cu plus, 10 cu plus, 10 cu plus, deci 40. Am făcut clasa și asta. Zic care a fost secretul. Ciorbica bună? Deci, ciorbica, sunt cel mai mândru de acest preparat. Practic este o ciorbă ardelenească cu afumătură acrită. Puteți porciu a crescut cu oțet de mere, îmi place un oțet dulceag și la final am legat cu un liezon făcut din ouă, o smântână și am pus o mână zdravână de leuștean. E o nebunie. Iar coastele noastre, tot ce le-am făcut mai special,
Sosul în care au fost îmbrăcate l-am făcut doar din legume proaspete pe care le-am copt mai apoi la cuptor, le-am băgat într-un blender, sare, piper, am învelit coasele noastre și le-am dat la cuptor timp de 2 ore și cam asta ne-a ieșit. Foarte bine, Mariana, deci într-o zi când mai vrea Mariana să ne facă onoarea, gătește, ore aici. Mulțumim foarte mult, Mariana. Mulțumesc. Prin urmare, cuvântul de ordine este, în următoarea lună... Intuiție, creativitate, da? Și sănătate la toți, pentru că avem nevoie acum de formule să ne păstrăm imunitatea. Așa să fie, doamnelor și domnilor, păziți-vă, vin vremuri interesante. Dacă vreți să aflați ce s-a mai întâmplat, urmăriți Focus. Andreea, ai legătura, toate cele bune, ne vedem mâine în direct și în reluare. Doamnelor și domnilor, este ziua legendelor astăzi la emisiunea Exclusiv VIP. Așa a vrut Dumnezeu, probabil, ca tocmai astăzi de Sfânta Paraschiva să ne vedem cu Mihai Vorochievici, cu care am făcut ediții legendare în direct la TV. Iată că Mihai Vorochievici acum este alături de voi. Vă rog frumos, știți cum era la școală pe vremuri? Scoateți o foaie de hârtie, că Mihai întotdeauna vine cu chestiile cele mai tari și mă bucur foarte mult că după, iată, ani de zile, un an și jumătate de când avem emisiunea, am reușit să îl aducem cu intervenții. Știți cum e la el. Pentru că, na, agenda este plină. Bine ai venit. Bine te-am găsit, dar să știi, dacă îmi făcea ieri invitația, era și mai și. Că era ziua aniversării mele. Am plinit 10 ani. Și de-aia am zis, da, ai grijă afară de joi. Doamnelor când, și domnilor, când mai sunt, la mulți ani, Mihai. Mulțumesc mult, Mihai este... Română. Nici nu mă interesează câți ani face Mihai, pentru că 10 Mihai... ani, ți-am zis, numerologici? Da, nu, eu vreau, explic lucrul următor. De când ne știm, tu ești la fel, așa că pentru mine chestia asta e doar o convenție. Măi, auzi, mai jignit aici. Numai proștii rămân la fel. Nu, la fel de tânăr, la fel de vivaci. A, de fresh, da, mă ține. De fresh, mă. Ține nevastă mea, ai mult mai multe informații. Cu ce te ține lapte de pupăză, da. Zice, fii atent acolo să nu scap vreo perlă. Că pupezele mai fură de colo-colo și bagă câte o perlă. E adevărat. Doamnelor și domnilor, la noi cu pupezele mai subțire în emisiune, așa că este. Ce faci? Ce ne povestești astăzi din universul pe care îl deții? Cu scuzele de rigoare, nu vreau să deranjez ciupercile care au apărut după ploaie pe domeniul ăsta a științei exacte, care se numește numerologia. Au venit de multe ori și nu la tine în post, și la alte posturi, și dau niște informații eronate. N-am să dau nume, să știu persoanele, da, în cauză. Și m-a frapat ultima emisiune care am văzut-o la un post, când s-au apucat să facă calculul pentru numărul de matriculare a unei mașini. Primise un telefon în direct, vreau să-mi iau o mașină, ce culoare să fie, cu tare și ce număr, care e cel mai benefic. Și fetele noastre au spus scurt și cuprinzător că se ia numai partea din mijloc a numărului. Stai, mă, nene. Corpul întreg are cap, partea de mijloc și picioare. Cum îmi iei tu numai partea de mijloc și de acolo îmi spui că ai făcut? Calculul eronat. Ai indicativul orașului sau, mă rog, al zonei respectiv, da, al județului. Ai după aceea una, două, trei cifre maxim, da? Și ai trei litere. Așa este. Păi tu n-ai tu un tot unitar? Evident. Tu cum vii cu un tronson mai cu o treime, cu 33,33%? Deci eu, de exemplu, dacă am la o mașină B03 și încă 3 litere, B-ul are o vibrație. B-ul are o vibrație, că le putem face, le te facem rog și mental după atâția ani de zile. Deci B-ul e 2, da? Și zicem, ai 03, B cu 3 e 5, da? Da. Și după aceea, să zicem, ai A, B, C. Da. 5 cu 1, 6, cu 2, 8 și cu 3, 11. Deci fiecare literă din alfabet îi corespunde... Fiecare literă, de la, inclusiv diacriticele, da? Așa. Și I și Ș, toate astea merg în raport cu litera de bază. Adică ele merg crescător. De exemplu, al 13-lea număr e 1 cu 3, 4, sau cum este? Hai să vezi cum e, da. Ai de la 1 la 9 numere, da. Și ai pus cifre de la 1 la 9, da. În momentul când ai ajuns la 9, ai plecat cu A. Și la 9, când ai ajuns, ai ajuns la I, da. Următoarea literă și următoarea vine sub prima. Aha. Deci la 9 s-a încheiat un ciclu, intră încă o dată un ciclu de 9. Și în funcție de... Deci ați înțeles,
până puneți 1 2 3 4 5 6 7 8, nu? Și după care A B C D E, după care treceți la următoarea, treceți la următoarea. Acum am înțeles. Și e simplu și pentru cel care nu cunoaște. Ăsta e codul de decifrare și poți ușor să singur să-ți faci calcul, să vezi. Bun. Facem treaba asta, faceți acasă, luați-vă numărul de la mașină, le adunați pe toate. Dă ceva de la 1 la 9, da? Automat. Acum deja s-a ajuns la cifrele de mijloc să fie de ordinul sutelor. Am văzut, da. 325, 555, mă rog, indiferent. Dar noi nu facem decât să le dăm valori numerice fiecăruia. Facem un total și dacă depășim de 9, deci nu ne dă 9, ne dă 10, 11, 12, 15, mai le adunăm o dată. Cifra finală e cifra care dă încărcătura sau vibrația autoturismului respectiv. Aia este forța ei energetică pe care ție, ca posesor al mașinii și ca driver, ți-o transmite. Sau cum spun rușii, zice, ăsta este spiritul mașinii. Cum există spiritul casei, înțelegi? Spiritul numărului de telefon, că se aplică absolut în ce orice domeniu. Deci numerologia face parte integrantă din viața fiecăruia. Ai văzut filmul Cine sunt? Cu da. Jackie Chan? Mai el nu știa cine e, pentru că el n-avea nume, nu știa ce date sunt de naștere. Deci ăla este singurul om care n-are niciun indicativ, nu se cunoaște. Automat a purta un nume, Cristian Brancu. Codificăm, vedem, în final dă un 9. Datele de naștere le adunăm, dă tot un 9, să zicem. Da. E ceva așa luat la întâmplare, că nu lucrăm pe datele tale. Ei, ți-ai găsit vibrațiile. Știi ce valoare ai cu 9 ăsta. Unde găsești ce înseamnă de la 1 la 9? Pentru... Venim acum cu adjuvantul. Adică tu m-ai servit cu o cafea, dar uita să-mi dai și zahăr și miere. Eu am venit cu dulceri. Spunem că primul număr, ca să fie, pe exemplu, fiecăruia, dă valoarea 1. Unde crezi tu că se potrivește mașina? Sau ce spirit imprimă un autoturism cu vibrația 1? Îl face pe conducător, în primul rând, agresiv, șef, pentru că el e el la e lider, volan. E 1. Îi place viteza nemaipomenit, mai e și... Gură mare. Așa, dar ce gură are, știi? Mai atribuie și complimente celor din jur care se mișcă încet și pentru o mașină cu unul trebuie să fie un om puternic și în general asta e mașina liderilor. N-ai să vezi tu un șef că ia altă vibrație numai dacă îl convingi că alt număr este mai benefic decât unul. Dar unul este un număr super benefic cu condiția să nu consume alcool. Așa. Să ai o viteză moderată, adică să te încadrezi pe tot ce înseamnă legile circulației și să fii pe cât se poate de calm în momentul când te urcat la volan. Și atunci, simbioza între conducător și mașină e 100%. Minunat. E perfectă. Da. Ai văzut în trafic agresivi ăștia? Da. Bâști, ți-a la față, te-a tăiat, nu știi. A dispărut. De multe ori sunt foarte predispus la accidente. Și asta numai datorită, să zic, superficialității și vitezei excesive la care ajung. Îi lăsăm pe viteziște ăștia și mergem la aia care încurcă circulația. Și care toată lumea îi gratulează cu tot felul de complimente. Prostule, de mamă, de tată. Da. De ce? Pentru că ăștia sunt mai slabi, fir mai temperate, mai moderate. 2 este o cifră de uniune, de calm, de liniște, pacifist. Și ăsta conduce, nu conduce agresiv în trafic. Îl vezi că merge în dolul rally. Și în general, doamnele mai în vârstă, care vor o mașină liniștită, sigură, iau numărul ăsta, dar prăpădul care este încurcă circulația. De ce? Are atât exces de politețe și de bun simț conducătorul și în prima de vibrația 2, încât el lasă pe toți. Îl lasă, ăsta e drum cu prioritate, sunt de acord. Dar nu are prioritate de ăsta și blochează în spate, Doamne. Că îi permite celuilalt să treacă. Dar vă rog să treci și începe dialogul. Mai să dai jos și de domnule, da, ți-am făcut bloc, de ce mă super? Îi iubesc pe ăștia mai ales dimineața, că trebuie să ajungă copilul la fix la școală. Ăștia sunt spaima circulației.
în absolut orice era. Ai drept. E bine totuși că sunt calm, sunt oameni, dar un pic de agresivitate, nu agresivitate la modul absolut, dar să iasă din cotidianul lor de zi cu zi. Asta e recomandarea. Hai să mergem la un zdrăvan, la 3. Hopa! Ai văzut mașinile alea care sar în ochi? Da. Frumoase. Da, 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 da. Că e albă, că e neagră, că e roșie, că e verde, orice. E ceva care sare în atenția tuturor. Tot ce înseamnă vibrație 3 pe plăcuța de înmatriculare atrage privirea. Dar nu numai admiratorilor, mai atrage și pe ăla cu fluierul în gură. Aha. Știi ce repede intră în atenție? De ce? Șoferii sunt extraordinar de bine pregătiți, ageri. Oameni care nu profesioni, super, știu să descurce orice împrejurare, cât ar fi de aglomerat, el găsește o bresă. Dar acționează exact atunci, la momentul respectiv. Sunt agresivi în astea, dar după aceea se temperează. Sfatul este că și ei au un pic de neatenție, la fel ca unul. Sunt un pic neatenți la volan și mai au și ei tot felul de portocale care le oferă celorlalți care nu se dau la o parte, că el vrea să treacă. Înțelegi? Le mai dă cu binețe câteodată. Dar sunt niște oameni, eu am avut pe ginele meu până l-am temperat. Dacă n-a schimbat mașina, am schimbat numărul. Bă, îți spun sincer, îmi place și mie viteza, dar de multe ori simțeam că să duce aici undeva. Sigur. Și era pe autostradă și era pustiu, nu era. Dar las-o tată la 13 acolo. Bă, nu-mi place 13 mie. Știu că nu-ți place, că suntem născuți pe 13, dar bagă la 14 atunci să fie măcar atât, cu 10. E amenda mai mică pentru 10 km în plus. Absolut. Hai să mergem la catastrofă, cum ajungem la 4. La 4. 4 e o cifră dură, foarte conservatoare și este, în momentul când ai luat o mașină, e preferabil să nu fie a ta, când îți spui numărul 4, să fie a instituției, a firmei respective. De ce? Pentru că e o mașină care atrage accidentele, ghinioanele, necazurile, se zgârie ușor, nu se poate să nu o lovească cineva, mai are și piese scumpe, mai îl costă și mult și reparațiile la o mașină cu 4 sunt costisitoare, nu glumă. De-aia am zis, e bine să o ai, să o conduci, dar să nu fie a ta. Uh-huh. Ca reparațiile să se facă din alt buget întotdeauna. 4 este, e cam dur, nu vreau să o spun așa, e și o cifră a morții. Pentru că dacă ești imprudent și ai un alt temperament, până intri pe vibrația mașinii, cât de cât să fii stabil, să te temperezi, ai tendința să bași piciorul în ea, că e mașină puternică. 4 întotdeauna e o mașină de forță. Și atunci ai marile surprize. Poc de neatenție l-ai lovit. Ori în față, ori în spate, sau te lovește altul. Că ești cu mintea dusă și la semafor stai cu ochii în telefon că mai ai de primit o informație. Da, da. Deci atenție cu 4, nu faceți imprudență, sfat prietenesc, nu altceva, nu vă cumpărați sau nu vă puneți un număr cu vibrația 4. Ajunge la un număr fericit. Te rog. Pe care 5. Și-l dorește. 5. Agilitate, spirit de observație, bun conducător. Afară de agilitatea care o are, are și o mașină, cum spun ăștia micii, bengoasă. Că nu-i place să meargă el, nu merge cu un hârb din ăla care, chiar dacă e mașină de ultimă generație, să târie cu el. El trebuie să fie la fel ca unul, dar de 5 ori mai agresiv ca unul. Înțelegi? E singura mașină care și ea e supusă accidentelor, din ce? Din neatenție și din grabă. Că șoferul tinde să fie neatent, pe considerentul că are experiență în spate. Merge un pic pe blazare. E agresiv și incondus întotdeauna, dar tendința lui este de a sări în ochi altora, să demonstreze celui de-n dreapta. Deci ce știu eu să fac? Da, da, uite, da, da. Cum a strecoreu acum. Acum am luat pe ăsta, acum i-am luat oglinda, acum i-am luat aripa, acum mi-am luat carnetul. Cam așa vine. Mari artiști care așa... Mari artiști ăștia, da, balerinii. Da. Balerinii sau cum le zic la ăștia, nu bivolul ăla, avem noi... Bombardieri. Bizon. Bizonul. Da. Avem bizonii. Hei, și zicem, totuși e un număr foarte bun atât timp cât te comporți în limitele normale și nu încerci niciodată să epatezi, să ieși din tiparele obișnuite. Mașină
care nu poate să-ți creeze condiții decât de accident, decât atunci când, în loc să te uiți înainte pe un parbriz, cazi gura după fuste, stânga, dreapta, pentru că ăștia sunt aventurierii. Deci tot ce înseamnă 5, să știi că e mașina aventurii. Acțiune. Sunt oameni care iubesc riscul și le place să acționeze. Și ajungem la cel mai bun număr. 6 cel mai cel bun. Cel mai bun. E bătut în cuie. Pentru că 6 e armonie, e dragoste, e respect, grija față de aproapele tău și, în general, mașina asta, nu în general, în special, e ferită de accidente. Dacă e să sară o pietricică, ceva, mi-a luat un pic smalțul, colo-col, astea sunt rarități. Dar e cea mai sigură mașină în trafic. De ce? Pentru că automat driverul ajunge la un nivel de înțelegere a tuturor, este extraordinar de bun și astea sunt mașinile cele mai recomandate pentru familie. Mașina asta se va pune numai în slujba familiei. Toate drumurile care le faci cu o mașină de genul ăsta e cu familia, e pentru familie. La o emisiune mai veche de-a ta cu mulți ani în urmă, intervenise doamna Alice Grasu și am zis, sunt bune pentru salvări, pentru tot ce înseamnă microbuze de grădiniță, de școală, autobuze din astea, pentru că sunt ferite și dacă tu ai în autobuz 45+3, nu e bine să ai un număr de înmatriculare cu 6, da. Să ferești toată lumea, inclusiv șoferul, ghidul și cine mai e acolo, persoana importantă. Și pentru salvări, la fel de benefic. Pentru că acolo când apare, n-ai să vezi o salvare cu numărul 6 implicat într-un accident. Că am văzut salvări de multe și toate alea, ușor, ușor le-a eliminat, le-a schimbat, că a zis un nebun. Dar sunt și multe, am avut câteva grădințe din astea particulare care chiar mi-au mulțumit că de când ce au schimbat numerele la microbuzele care le aveau, nu s-a mai întâmplat nici pană, nici nimic, nu face pană, că n-are de ce. Curios. Nu face pană. 7. Asta e surplusul și beneficitatea. Ajunge la o mașină iar de fițe, o mașină bengoasă, 7, e o mașină din aia care sare în oi, că e costisitoare ca preț, dar e predispusă și asta la accidente și la fel ca și unul, că e de 1 cu 7, e Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Tatăl. Tatăl e mai obraznic câteodată și mai ia pe fiul de urechi și zic, mai tu poți să alegi cu viteza asta, poți și eu. În momentul când încearcă să facă treaba asta, poate să pierdă controlul. Deci la o mașină cu 7, pe cât e de benefică și bună, nu încercați să vă luați la întrecere cu caii putere de sub capotă, că sunt în general numai mașini din astea foarte puternice, cu litraj mare și capacitate mare, dar care produc accidente la fel de mari. Deci, atenție, nu demonstrați că sunteți mai puternici decât o mașină. Tabla se poate repara, omul nu se repară. Wow. Și ajungem la cifra 8 a oamenilor de afaceri. Opa. A șefilor, a parașefilor, a șefilor de, eu știu, de trusturi, de, nici nu vreau, sunt multinaționale. Sunt mașinile ieșite din comun. Să nu specificăm ceva, adică să nu uităm. La 7, aveți grijă că piesele se găsesc foarte greu și de multe ori stați pe bară luni întregi până vă vin piesele de schimb la mașina respectivă, că nu e autohtonă. Nu vei tinde niciodată să iei o mașină autohtonă. Mai din afară, da. 8... De la 7 țări și... Da, 7 voi și o valea tânca. 8-ul ăsta este mașina oamenilor buni, periculoși, super bogați, care tot la fel iau niște mașini de clasă, dar sunt mașinile care, nu știu cum să spun, emană opulență. Ți-e drag să o vezi, îți place, dar curiozitatea este că 8-ul ăla, așa cum e, dă numai șoferi de ăștia minioni. Toate mașinile astea cu 8, n-ai să găsești unul de 2 metri în mașină. Alea sunt excepții, sunt rare. Au plusul și minus infinit. Toți sunt șerpișori de ăștia mici, foarte bine pregătiți, iuți, afurisit de iuți, dar răi, răi ce n-a văzut. Deci dacă te iei la întrecere undeva pe o autostradă cu o mașină, că eu mai stau în partea dreaptă și mai le socotez mental și zic, lasă-l pe ăsta să ducă, că n-ai. L-am depășit special ca să-i demonstrez valoarea lui 8. A venit în spate cu flash-uri,
Am tras noi pe banda 1 din nou. Și dus a fost, că nu l-am mai prins. Până la Pitești nu l-am mai văzut. Deci atenție cu asta. Și asta e o mașină foarte scumpă. Și când se implică în accidente, e de la plus la minus infinit. E fără preț, fără număr. Frumos. Deci aveți grijă. Și ajungem la marginea numerologiei, la ultima cifră, dar nu cea mai puțin importantă, 9, care este un alt număr super benefic. Dar pentru ce e bun ăsta? Să ai o mașină cu 16-18 locuri sau 6, mă rog, poți să ai și din asta, să faci safari cu ele, să faci excursii lungi. Astea sunt mașini pentru kilometri. Să faci București Baia Mare sau București Suceava, se comportă admirabil, n-ai treabă cu ea. Nici măcar pană de combustibil nu face. Când la 8 mai face, că fiind temperamental și nu știu ce, ui să mai bagi acolo. Și te trezești și zici, aoleu, asta e pana cui știu eu. Da, pana prostului. Nu pot să o spun. Și nouă este o mașină care se comportă super admirabil, dar să zici, pe distanțe lungi. Nu o folosiți, chiar dacă o folosiți pentru familie, pe distanțe scurte. Atrage din neam de undeva, de nu știu unde, nu-i găsești loc de parcare, o pui puțin mai așa, vine unul, ți-a zgâriat-o, nu o lovește tare, dar ți-o zgâriește, costă. Înțelegi? Acum să trecem combinația de culori. Practic, absolut toate culorile, în funcție de număr, poate să producă sau să nu producă accident. Dar culorile astea deschise, tot ce înseamnă un alb, un roșu aprins, culoare albastru la metalic. Astea se văd și noaptea, firărele să fie. Înțeleg? Culorile închise, ați văzut voi că majoritatea accidentelor sunt pe limuzinile astea negre? Da. Majoritatea sunt. De ce? Practic nu o sesizez când a venit. A venit și vezi ceva negru în față și e așa. Târziu deja. Pe când tu cu o mașină de culoare deschisă, că am văzut și două roz bombon, cred că sunt unice în țară. Alea au sărit, cred că la 3 km am văzut, aia e mașină roz în față. Serea. Roșu, dacă ai făcut și ai și unul la număr, trebuie să fii foarte temperat cu ea. Roșu să combine bine cu un 6, că îl temperează, înțelegi? Îl mai aduce cât de cât cu pe linia de plutire. Negru merge temperat cu 1. Dar când intră în combinație negativă cu 1, alemus, a terminat-o. A răsturnat, a lovit, a bombardat și la om la fel se comportă. Că în general, tancurile astea sunt mai mult de culoare închisă. Când vezi câte un albastru de ăsta metalizat frumos, e, dar rarități. Culori iar plăcute care nu conduc la... Sunt astea galben, un pic de portocaliu, verde. N-am văzut o mașină accidentată cu verde. Ia uzi, domnule. Verde prăzuliu ăla. Adică Volteanu zice, văzuși, frate, că făcui orsitul verde și nu s-a accidentat deloc? Astea sunt. Sunt culorile care sunt pregnate și care de obicei intră în clinciuri de genul ăsta. Pentru că nici nu minimalizează pericolul, înțelegi? Dar astea cu mașini temperate mai călduțe așa, nu-s transport. Că dacă o iei pe Rockwave, care o știi și tu, spectru, o iei, pleci cu roșu, da? Și termin cu indigo sau violet. Așa este. Ales mai temperat. Am văzut o mașină indigo-violet. O să mai stăm puțin cu Mihai până atunci. Uite, dacă ieri a fost aniversarea ta, uite, împreună putem să vorbim cu o fată foarte talentată. Se numește Celia, celebra... Domnul Marian Golea a venit aici, le zice mai bine decât Biden uneori, așa că suntem pregătiți să-l vedem în splendoarea sa, ca să se frumusețea de pe canapea să rămână totuși într-o constantă. El este un zeu al frumuseții, după cum se știe. Am lăsat-o și pe Emilia, despre care o să spună. Care zeița frumuseții. Aici, mă rog, te bași tu, vorbești cu Anca, vă înțelegeți. Da, bun. Ce urmează în perioada asta? Spre sfârșit o să-i spunem și Emiliei, care a aflat câteva chestii despre ea și o să afle și domnul... Și domnul. Da, domnul soțul, adică. Hai. Ideea este că am intrat într-o lună de câine. Așa? Care câinii ăștia sunt foarte dracu. Și aduc foarte multă putere. Da? Unor oameni care sunt tot câini, da? Poate ați auzit, era unul Putin, ceva de genul. Putin e câine.
ca zodie. Are și steaua împăratului, nu vreți să știți. Deci dă putere acestor câini această lună. Îi dă putere. Ne uităm la, ai adus vorba de Biden, da? Micul hoț care mi-a furat banii. Așa. Pentru că vreau să ne dea 7% creștere la pensii și ne dau numai 3. Tu fiind cetățean american, ca cetățean să înțeleagă. Cetățean american. Deci tu, ca cetățean american, ai o plângere. Am înțeles. Am o plângere, mă duc acum și mă plâng la el. Așa, mai departe. Nu că l-ar interesa. Deci vine o lună nu prea frumoasă. Am, înainte să vin la emisiunea ta, m-am uitat pe niște emisiuni mai vechi de ale noastre. Așa. Și la tine aici spuneam noi că scrie așa pe ecran. Domnul Gonea spune că nu o să fie primăvară nici toamnă. Mă, s-a întâmplat așa ceva să nu fie toamnă? Da. Foarte cald până acum. Păi de asta e, pentru că... Și vine iarna, adică vrei să spui și... O să vină iarna și la revedere. Da. Da. Să știe și Emilia ce face, recoltă, chestii, grădini. Da, 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 și acolo... Să pregătim. Acolo au multe de făcut. Bun. Deci, revenind. E o lună foarte prostă pentru șobolan, în primul rând. Deci începem cu prima zodie, șobolan. Tu ce ești? Eu am aflat, nu știam ce sunt, am aflat că sunt cocoș. Cocoș, da? Da. Dă-i drumul. Cu șobolanii, adică tu. Zi. Adică J. Cea mai proastă luna lor, pentru cocoșul este dușmanul lor, mai vine și steaua 5, la noi steaua distrugerilor, și este și aia accelerată de steaua 9. Deci e o distrugere totală. Ce trebuie să facem? Trebuie să purtăm niște amulete de astea de pagoda celor 5 elemente, să nu încercăm mai mult decât putem. Aha. Adică dacă noi știm că e o lună proastă, n-are sens să mergem să semnăm contracte, n-are sens să mergem... Și ideea să stai cu minte. Joc de gleznă. Joc de gleznă cu rotări de braț. Da. Bun. Ca să nu râdă cel care urmează, să zicem, bivolul... Adică eu? El are o lună mai bună. Atenție, are două stele proaste. Chinuie de jumătate an. Are două stele proaste, oribile. Așa. Care adunate dau victorie. Deci multe lucruri pot să se transforme în victorie. Dacă au de colectat bani. Dacă au... Da. În sfârșit. Așa. Acest aspect frumos vine cu două aspecte urâte. Unu. Atenție la ce mâncați. Stomacul dumneavoastră va fi în permanență atacat. Așa. Deci foarte mare atenție. Al doilea lucru este că vă luați în gură cu toți. Aia da. Deci vă rog frumos, nu este vă mai... musca Gilda, locuiește la noi în platou. A, da? Da, am rugat să-i faci și zodiacul și ei. O să imediat din regie o să... Ea nu știe că eu mâncam muște pe vremuri. Aia nu știe exact ce îi se întâmplă. Da, acum, adică eu aștept ca un lizard de la, ca o... Am înțeles, șopârlă de aia. Am înțeles. Pe de aș cine, Gildo, așa. Pe urmă vine tigru. Adică Oana, zi. Tigru duce senzațional. De bine? Da. Cu o singură condiție, care o știm împreună. Gargară! Ce înseamnă gargară? Când face o gargară o femeie sau un bărbat, nu... Ce, Emilia? Nu vorbește. Nu vorbește. Ea are și tendința... Și a spus ea tăcând. Da. Da. Ea are tendința de a riposta foarte repede. Aha. Vine și câinele ăsta justițiar și o să o auzi spunând cât mai des: a, necinstit, nu se întâmplă așa, nu, n-am nevoie de așa ceva. Luna asta... Te faci că n-auzi. Așa. După care urmează iepurașul. Păi, iepurașul nu o duce chiar așa de rău. Luna asta este foarte bună pentru iepuraș. Să nu uităm că e prietenul lui secret la putere. Așa. Este o lună foarte bună, poate cea mai bună din an pentru el. Și Ia-s. Face și bani. Totul e pe strada lui. Ia-s. După care vine El Dragonos. Așa. Dragonul ăsta nici el nu o duce rău. Atenție mare. Deci toate observăm că estul ăsta... Pentru că iepurele în est, avem așa? Dragonul în sud-est, da, și șarpele, toți o duc bine. Toți o duc bine. Bine. Așa, ce zice de dragon? Ce... Dragonul poate să facă chiar bani, da? Așa? Deci fără nicio chestie, poate să înceapă proiecte noi. Atenție, să le înceapă, că dragonul stă, vede o oportunitate și uită de ea. Aha.
Deci atenție la oportunități. Atenție la oportunități. Fiți cu mâna pe ele. Șerpii, la fel, șerpii au chiar mai mult atac. Dragonul nu duce așa de bine, că acest câine este dușmanul lui. Și când te întâlnești cu zodia ta dușman, e ca și cum mergi pe stradă și îți mai pune unul câte o piedică. Și așa e cu... De asta poate să pierdă oportunitățile. Așa. Șarpele, foarte... și el este pe oportunități și mai mult, foarte bună lună pentru șerpii care n-au partener. S-a auzit în iarbă. Nu știu dacă l-a luat, dacă l-a durut sau nu. Colegul nostru, Adrian Salumia, a simțit ceva mortal aici, da, în zona aici. Să ajungă domnul la șarpe. De nu știu, n-am înțeles dacă te bucur sau nu. Că n-am nu, înțeles. mă bucur, logic. Pentru că eu drăguț. Sunt șarpe. Da. După care... Șerpi veninoși. Da. Vin veninoși, că nu se otrăvesc dacă își mușcă limba. Exact. Urmează calul. Da? Calul ăsta e... justițiar, păi, o lună senzațională. Ei sunt pe primul loc. Da? Caii sunt pe primul loc. Beneficiar. Că s-ar putea să-și rupe un pic piciorul, că s-ar putea să aibă mici accidente, e tot altceva. Sau au avut în luna precedentă și se vindecă acum. Aha. Și ei pot să strângă bani, să colecteze bani. Și devin populari, văd, da? Da. Carul va fi... Scrie acolo, eu citesc, da. Că e la televizor. Este descrierea minunată a fetiței mele. Da. Ea e cal? Da. Toată ziua vrea să strângă bani, să-și cumpere, da, iPhone 15 și s-a lovit și la picior. Trebuie să și aveți... acum e recuperare. Trebuie să aveți grijă de ei. De obicei, lumea, părinții nu știu să se poarte cu caii. Calul are momentele lui de singurătate. Când se izolează. Și părintele vine și zice, bă, vină în coază, va. Și atunci l-a pierdut. L-a pierdut, pur și simplu. Da. Nu poți să o oblizi să facă un lucru, mai bine îi dai un măr. Mai bine dă-i ceva, cumpără-o. iPhone. De Emilia, își recunoaște copilul, știi? Spufim? Își recunoaște copilul, știi? iPhone-ul este o cumpărătură ca scumpă, da. Măr, dar mai mușcat. Mușcat, deci, amăr. Știi că a fost o poveste. Preț la cel voinic și iPhone-ul de aur. Da. Mergem mai departe. Așa. Oaia. Bă, frate, e cu calul și asta pe val. Tot ce vrea ea, acolo e, domne. Tot ce vrea ea oilor este probabil una dintre cele mai bune luni care le-ați avut în ultimii 2-3 ani. Așa că beneficiați de ea. Foarte tare. Maimuța. Așa. Maimuța asta are parte de ajutor nesperat. Deci ele stau acolo pe stea a ajutorului divin. Așa. Adică, dom'le, mă apuc de ceva, dar nu-mi iese. Și noaptea când se trezește, îi vine ideea ce trebuia să facă. Maimuța are noroc că o mai ajută și aia din jur. Mm-hmm. Da? După care vine cocoșul. Așa. Avem aici cocoșul pe băncuță. Lecoc sportiv. O lună proastă pentru ei, săracii. Deci toată lumea bine, cocoșul este mai rău. El și cu tine. Păi de asta stăm pe aceeași bancă. Deci nimic nu e întâmplat. Dorbeau cu frunză două stele. Așa. Mai ales că dumneavoastră sunteți animalul meu de dragoste. Deci eu trebuie să mă îndrăgostesc. Dar nu pot că mă bate nevasta acasă. Are tigru acasă. Dar cocoșul ăsta are o lună proastă. Și asta este de fapt un preludiu pentru anul viitor, pentru cocoș. Care nu o să fie bun. Păi și ce să fac? Și i-a dat un sfat pe care îl dădea pe vremuri Elenei Băsescu și Elena Băsescu a ținut cont de el. Fă un copil! A făcut un copil și a fost mai bine. Emilia, zice anunță că are pe Cătălin că aveți treabă. Păi avem unul, deci mai trebuie. Nu. Unde-i unul, nu-i niciunul, unde-i doi, abia unul. Da? El ce zodie este, soțul tău? Nici. A? Cocoș. Tot cocoș. Tot cocoș. Și au o problemă mică că doi cocoși nu pot să stea pe același gard. Adică... stau de atâția ani. De câți ani stați împreună? 7 ani. Mamă, acum merg la școală. Aia este. Hai că nu e așa grav, deci se poate. Da. Deci, faceți copii. Da, ne luptăm care să stea pe gard. Adevărul ăsta e. Și el îi spuneam domnișoarei că... Care e o doamnă? Care e o doamnă. Nu e vina mea. Așa. Așa. Cocoșul, femeile cocoși nu se duc să ducă gunoiul până nu se rujează, până nu se aranjează. Așa e? Asta este viața lor. Trebuie să arate în permanență panțâc. Norocul soțului.
Totdeauna fata e scoasă de înțeleg. I-am spus eu, amândoi cocoși, doi muncitori, mici conflicte, dar asta e. După cocoși mai ceva? Mai avem doi. Așa. Avem pe... Pe cine mă cocoși? Câine. Câinile. Ai zis că e... Dar o duce bine, mă. O duce bine. De fapt se și vede, numai nouă ne place să comentăm la toate televizoarele că noi am prevestit moartea lui mai mult decât moartea ultimului om. Da. Și ultimul care o avem, avem Mistrețul, care, de atenție mare, cocoșul, Mistrețul și câinele au steaua 5 anuală. În mod normal pot să o ducă rău. Luna asta e foarte bună pentru ei. Bă, în general e bine. În sfârșit auzim și noi niște vești foarte bune. Emilia știe ce are de făcut acasă, da? Cu iPhone-ul. Procesul tehnologic este minunat, deci da. Așa cum se fac copiii. Înainte să trecem mai departe și să-mi spui cum vezi tu că se va termina cu războiul ăsta, să nu uităm două lucruri. Unu, intrați pe tvmania.ro și votați-ne pentru cel mai bun show de după amiază, unde exclusiv VIP este nominalizat. Mulțumim foarte mult pentru nominalizare. Votați, votați, votați. Bine, când ne-am întâlnit într-un restaurant din centrul Bucureștiului, unde Anatol, după multă treabă, se odihnea, efectiv avea un pahar mic de bere în față și am zis gata, dacă ne-am văzut trebuie să o stabilim. Anatol este ceas elvețian și astăzi Anatol a venit ca să vă propună o perspectivă memorabilă asupra vieții voastre. Bun găsit, Anatol! Da, deci era vorba că o să vorbim despre a doua natură. A doua noastră natură care stă adânc în noi și se manifestă în momente de tensiune sau momente neobișnuite ale vieții sau atunci când avem de rezolvat o problemă și actuala noastră personalitate, ne întâlnindu-se încă cu acest nou creier care memorează tot, cu astfel de situații sau cu astfel de probleme, tinde să rezolve problemele folosind a doua natură. Adică acum am mai rezolvat-o cândva, chiar inclusiv în viața interioară. A doua natură este foarte importantă pentru că probabil fiecare dintre voi ați observat că în anumite momente ale vieții ne comportăm de parcă n-am fi noi. Adică cumva nu ne recunoaștem. Da, exact în momentele alea... După vorba, nu știu ce a fost în capul meu. Exact în momentele alea se manifestă cea de-a doua natură a noastră. Fiecare om o are o astfel de natură ascunsă în interiorul lui și în anumite momente se poate manifesta. Deși noi în timpul vieții este, trebuie să dezvoltăm actuala noastră personalitate și să nu apelăm la a doua noastră natură, pentru că ea deja și-a trăit viața când v-a acumulat experiența, deține o anumită experiență, atât pozitivă cât și negativă, dar noi astăzi vom vorbi despre ceea ce nu trebuie să facem niciodată, pornind din a doua noastră natură, ca nu cumva să devenim recidiviști, pentru că recidiviștii se pedepsesc mai aspru decât cei care comit o faptă oricare pentru prima dată. Sigur. După legea analogiei, asta, așa cum e aici pe pământ, recidivistul pedepsește mai aspru, e la fel și în ceruri. Recidiviștii precum care... în cer, așa și pe pământ. Exact, după legea analogiei. Atenție, informațiile care vor urma pot să vă afecteze emoțional. Așadar, urmează informații cu impact emoțional, dar esențial asupra voastră. Concentrați-vă, Anatol, sunt ochi și urechi. Așa. Cum ne calculăm și ce facem? Foarte simplu, o să vă spun eu datele și atât tot. Adică oamenii născuți în 1 și 23, de exemplu, și toate restul mai târziu. Da. Acum, atenție. Voi vorbi numai deci după data nașterii. După data nașterii. Data nașterii este esențială și e mai importantă. Voi vorbi despre acele lucruri care nu trebuie comise niciodată în viață. Trebuie să ne ferim maxim de asta, deoarece vom deveni recidiviști și o să înceapă să ne se întâmple evenimente care nu știm de unde ne se trag. Da. Sunt milioane de oameni care astăzi trăiesc pe suprafața Pământului, cărora le se întâmplă lucruri de care nu pot să-și dea seama de unde le se trag, din nicăieri. N-au nicio logică, parcă, dar vin peste tine, te lovesc în forma neplăcută, tocmai din cauza că ai comis o faptă care se numește recidivă. Așa. 1 și 23. Deci adică ce-i născuți pe 1 și 23. pe 23. Indiferent luna, cu singura apreciere. Cei cu data mai înaltă, adică 1 și 23, au aceeași principiu, aceeași încălcare, aceeași, cum ar fi spus, articol de lege cosmic pe care l-au încălcat, doar că 23 e puțin mai grav și mai cu impact mai mare decât cel cu 1. Deci 1 și 23 și-au trădat fratele sau sora
cu decizii de, cu consecințe deosebit de grave pentru aceștia. În viața asta sunt obligați aproape să servească sora sau fratele și să nu îi trădeze sub nicio formă. Și dacă n-au soră și frate? Dacă n-au soră și frate, foarte bună întrebare, va veni momentul când el însuși, omul, va spune Mihai sau Cristi, pentru mine e ca un frate. Deci, ăla va fi fratele tău. Da. Așa, și va trebui să faci tot posibilul ca să nu îi trădezi. Viața te va pune în condiții și în situații în care trădarea se poate avea loc ca examen. Și acolo taman te va verifica. Mai trădezi odată, adică recidivezi sau te-ai oprit. Dacă te-ai oprit, înseamnă că ai învățat lecția și mergi mai departe. A mai trădat încă o dată, atunci devii recidivist și din momentul respectiv, straturile superioare și grelele karmei coboară, îmbli cu norișorul deasupra capului, pe strada tuturor și va fi tot mai rău. Pe, da, pe strada vieții oamenilor, nuntă și bucurie și fericire, tu umbli cu norișorul deasupra capului și nu știi din divin. 1 și 23, nu vă trădați fratele aproape de cel pe care îl considerați frate. În viața asta, fratele sau sora pot să însemne ceva mai abstract decât fața și sora și fratele în mod biologic. Da. Da. 2 și 24, indiferent luna. Luna ne arată în ce mod, anume cum și alte subcapitole ale articolului, spunem așa, de procedură penală. Așa. Dar noi o să vorbim astăzi numai despre esență, adică numai despre principiu. 24 și-au trădat propria mamă, aducându-i acestea multă suferință și necazuri. În viața asta trebuie să servească interesele mamei, oricât de grea ar părea această sarcină și oricât de dificil ar părea mama. Apare întrebarea, dar mama mea deja a murit. Nu e nimic. O să apară cineva căruia chiar tu o să-i spui, uite, cu tare pentru mine ca o mamă. Că mă ajută, o avut grijă de mine, poți fi o vecină din apartament, poți să fie cineva căruia chiar tu o să-i spui, sau se vor forma astfel de relații încât înlocuiește principiul matern. Okay. Asta poți fi chiar și, ce știu, la șefa departamentului care se raportează la tine ca la propriul fiu, te ajută, nu-ți spune fiu, tu nu-i spui mamă, dar îndeplinește funcția de mamă, da. Adică protectoare și rest. Pe ea va trebui să nu o trădesc. 3 și 25. În linii mari în viața anterioară, aceștia oameni n-au vrut să aibă copii. Și din cauza asta și în viața... 3 și 25. Nu e obligatoriu că au făcut avorturi sau ce știu, au întrerupt sarcini, ci pur și simplu în mod conștient, în cele mai diferite feluri, abile au evitat să aibă copii. În viața asta și chiar și în viața asta continuă obișnuința aia din subconștient, din adânc să manifeste și acum tot au probleme cu sarcina, cu nașterea, cu, spunem așa, purtarea sarcinii și cu, în general, cu rămâne însărcinat. Valabil atât la bărbați cât și la femei. Bărbații pot să aibă probleme diferite și de timp și de sănătate în așa fel încât apariția unui copil în viața lui devine o problemă, spunem așa. Da. Trebuie să apelezi la alte forme medicale și rest. Cum se repară problema asta? E simplu, faci tot posibilul ca să te placă un copil străin, nu alu sora, nu alu tata, alu mama, alu fratele sau ceva din neam. Aici nu e mare realizare, e firesc asta se întâmplă. Da. Să te placă și să te iubească cu adevărat un copil străin. Când asta se întâmplă, copiii sunt un fel de martori. Semnalizează sus că puteți avea încredere în el pentru că eu îl iubesc, pentru că se raportă, e foarte bun, adică poate fi un tată sau o mamă și din momentul respectiv rămâne însărcinată fără alte ajutoare medicale. 4-26. Au trăit din contul altora. A unei comunități, a soțului, a familiei, cum și astăzi sunt copii de bani gata, de trăiesc din contul altora, toată viața. În viața asta va trebui să muncească, știu că lor, nici astăzi, 40-26, nu le place să muncească, caută să evite munca fizică sau în general la muncă. Mai ei mai mult trebuie, mai mult de atât. Trebuie nu doar să muncească, ci și să-i întrețină pe alții, cam la fel cum el cândva a fost întreținut. Cu cât mai mult ești de acord să investești în fiul tău, în soția ta, în familia ta, cu atât mai mult primești și îți mai și rămâne și ție. Dacă vrei numai pentru tine, nu-i să-i primești nici banii, nici pentru familie. Se complică accesul la sursa materială bănească, doar din cauza că tu ții banii la tine, pentru tine. Trebuie să înveți să-i da tot așa cum alții cândva în viața anterioară ți-au dat ție. Foarte interesant. Așa, caută un loc de muncă, câștigă bani de sine stătător sau învață o meserie, cel mai important.
ei tind și astăzi să speculeze, să facă tot felul de lucruri, dar de fapt ei trebuie să înveți o meserie. Când au o meserie și o practici bine, după aia poți să te ocupi și de alte forme de speculație. 5.27. Și-au trădat propriul tată, aducându-i acestea suferințe și necazuri. Scenarii în ce mod poți să-ți trădezi propriul tată sunt milioane. Luna de naștere ne spune și cam în ce direcție și în ce formă și în ce medie și pentru ce interese. Dar a trădat propriul tată este foarte unul dintre scenarii. A venit potera de vreme. S-au dat două bastoane sau ce era acolo pe spate și tu, de frică sau ce, ai spus, eu sunt mic, nu știu nimic, tata îmi pot jupa eu aia. Aia s-au dus, l-au prins, după care ce știu ce au făcut și din cauza ta, tatăl o suferit foarte mult. În viața actuală, o astfel de oameni 5-27 și astăzi au probleme diferite cu tații, tata însemnând și orice alt bărbat figură care îndeplinește, da, care joacă rolul patern, care îți induce o regulă, o disciplină, care încearcă să te controleze, care încearcă să dă sarcini, tot așa mai departe. Nu doar tata fizic, ci chiar statul este principiul patern. Adică atenție la relația cu tatăl, în sensul de stat, stat, șef, patron și tot așa mai departe, pentru că de aici să se pot naște o sumedenie din necazuri, apoi vin peste tine și nu-ți dai seama de deci, unde... o relație bună cu tatăl, statul, figura paternă, paternă. Autoritară. Bun. Exact. Pentru că în viața asta, în viața trecută a fost tată biologic, acum tata se extinde la toate formele de manifestare. 6.28. Foarte important, în viața anterioară, cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o, în urma căruia s-a cristalizat caracterul tău de aici și destinul și ai dat peste cap evoluția ta într-un anumit fel, este adulterul. Adulterul sub orice formă. Cel mai interesant este că oamenii respectivi și-au făcut și-au înșelat repetat și uneori fără ocolișuri soțul sau soția, cauzându-l acestora suferințe profunde, psihice și emoționale. Iar în viața respectivă vor fi puși de foarte ori, multe ori, în situații exact inverse, când lor li se va administra ceva de genul și să vadă și ei pe pielea lor cam cum este, cam cum trăiești, când iubita, iubitul te înșeală ca aproape pe față. Când vorbim de adulterea asta, în viața respectivă se răspândește și la alte aspecte ale vieții, nu ține doar de aspectele sexuale, ci pot să însemne și multe altele care îndeplinesc funcția sau principiul adulterului. Atenție la lucrul ăsta. Sunt obligați să înveți o viață familială exemplară. Și dacă acolo tot e ok, se feresc singuri pe ei de tot felul de necazuri. Dacă încep să recidiveze, atunci încep să întâmple tot felul de necazuri fără să-ți dai seama așa de unde vin, din senin așa cumva, și ne aduci suferință. 7.29. Au împiedicat alți oameni să se realizeze. Le punea bețe în roate, îi întorcea din drum sau le crea în mod intenționat probleme pe linia realizărilor de sine, sau materialele acestora, adică porecla lor este bieță în roate. Și astăzi au tendința respectivă și au și o plăcere când se manifestă a doua natură, adică pune bieță în roate. Când merești într-o situație inadecvată, necunoscută de creierul tău în viața actuală, nu ești pe experiență pe care ai mai trăit-o și atunci vine a doua natură și te întreabă de ce te agiți, nu știi cum se rezolvă problema asta? Cum? Ca în viața anterioară. Punem bieță în roate, încurcăm, lasă-mă pe mine a doua natură, că eu știu cum se rezolvă problema asta. Tu, cu creierul ăsta nou, cu noua ta personalitate, nu știi să rezolvi probleme, dar a doua natură știe. Adică știi cum suntem noi astăzi? Să zicem că toți suntem oi. Dar asta este numai blana exterioară. Înăuntru poți să stăi un lup, poți să stăi o vulpe, poți să stăi orice. Dar ne numim cetățeni, toți. Da. Așa. Bun. 8.30. Au încălcat grav și repetat legile statului, tribului sau a comunității. Se spune interlopi. Aha. Și astăzi au o tendință respectivă și se vede interesant. Dacă în viața trecută a fost interlop, acum tinde să fie exact opusul. Polițist, anchetator, judicător, caut. De ce? Pentru că el știe cum se prinde. Are în natura lui interlopul. Și, da, alții nu se duc în extrema mai la altă, căutându-și meserii sau restul, ci rămân în continuare și viața lor le se complică foarte mult. Dacă se duce în extrema, adică extrema de compensare, devin chiar foarte buni polițiști, închetători, avocați. Dacă se duc și continuă,
atunci sigur le se încurcă viața, ajung până la, inclusiv și la pușcărie. În general, 8:30 trebuie să ferească mult de legile, adică să nu încalce legile statului, să nu intre în conflict cu statul sau cu oricine care deține vreo putere pe care el nu o deține. Perfect. Ar fi trebuit să luăm publicitate, dar mor de curiozitate că 9 sunt eu și n-am cum să scap. Zi 9. 9, să spunem așa, porecla lor în general este ciudatul. De ce? Pentru că în viața anterioară au refuzat constant să comunice, să interacționeze cu alți oameni sau grupuri umane. Și acum compensez chestia respectivă. Obligat fiind să comunici, să înveți arta comunicării, să comunici cu cât mai mulți oameni și restul. Deci sunt pe drumul cel bun. Da, de ce s-a întâmplat? Te-ai autoizolat de viața socială și relațională. Acum nu te mai izolezi chiar dacă vrei. Deci public. Nu trebuie să mă izolez niciodată în viitor. Nu, nu trebuie să ferești de asta. Da. Trebuie să ferești ca pornirile cele de al doilea natură să manifeste. Ce ai mai făcut? Ai stat mult timp singur pe vârf de munte, într-o pădure, în teritorii izolate de restul lumii. Este posibil să fie autoizolat de lume undeva într-o mănăstire, într-o oricare instituție religioasă sau chiar într-un institut laborator, de exemplu. Am băgat acolo și eu ale mele, considerând că ceea ce fac eu, ăștia nu o să poată înțelege niciodată, nu m-am dat gura degeaba, că proștii nu o să înțeleagă. Da. Și atunci stau izolat, nu obligatoriu într-o mănăstire, poți fi izolat și în interiorul căsii. Așa numitul pusnic. El este în mijlocul orașului, dar pe nimeni nu salută, nimeni pe el nu salută, el cumva se ferește să aibă relații cu oamenii, pentru că oamenii ori îl agită, ori îl încurcă, ori îl enervează, ori nu pricep ce știe el. Și în viața respectivă compensez foarte bine, adică ai dat în extremă în altă. Dacă ai fi continuat, aveai să ai o mulțime de necazuri, inclusiv și de sănătate, și care nu știi de unde vin și nu-ți dai seama, nu poți găsi logica, explicația lor. Dar ei revin. Pauză? Pauză. Imediat are informații senzaționale pentru restul numerelor de la 9 am încheiat, de la 10 încolo, Anatol Basarab, care va primi o bine meritată porție de mâncare de elită. Adrian și Marius, ce ați mai făcut atât? Nu pot să mai respir, n-am mâncat în toată săptămâna cât am mâncat. Adică, ce aveți? M-am hrănit, m-am dupat ca pui, așa. Am avut grijă și de el. Deci de la ferma lui Marius vin acele frigărui pe care le-am gustat. Nenorocire, acei cârnați senzaționali și ce ați mai făcut? Cârnăciori, sunt coaștele alea de broncozauri la cuptor, o să le scoatem cam în 20 de minute, aici, o șuncuriță demențială, tot felul de nebunică, de mior. Bine. Și broccoli, și broccoli în beșamel. Da, 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 vă rog frumos. Mie broccoli să-mi păstrați. După cum, da. Avem și broccoli în beșamel. Felicitări, Marius. Mulțumim, mulțumim, mulțumim. Foarte bine de la tine, de la fermă. Să știți că Marius, dacă se supără, vă servește și cu un spuman din Spania, dar nu, acum căutați-l pe net ca să vedeți cine, ce și cum. Mergem și către Anatol, numărul 10, da? Nu le poți oamenilor interzis să trăiască bine și să mănânce sănătos. Da. 10. E o cifră deosebită și des întâlnesc astfel de oameni care efectiv se vede tendința lor spre diferite speculații financiare. Infracțiuni financiare, consecințe deosebit de grave și sume foarte mari. Toată viața aproape ai probleme cu banii, împrumut să nu-i primești înapoi, iei credite, nu poți da înapoi. În general, tot ce înseamnă sfera financiară, economică financiară, cei născut în data de 10 trebuie să fie foarte atent la asta. Când împrumută, cui împrumută, pentru că pățesc o sumă de lucruri. De ce? Pentru că în viața anterioară au câștigat foarte mulți bani din infracțiuni financiare, cu consecințe deosebit de grave. Pentru cine? Pentru tot blocul. Au adunat banii, de exemplu, și au fugit din țară cu toți banii de acolo. Știi? Și toți restul, 100 de locatari acolo, au trebuit să compenseze sau ceva. Și astăzi au tendința asta sau să duc în extremă. Adică să duc în ANAF, să duc undeva, ca să știu ei cum să mișcă banii în lume undeva aproape că inconștient. 11. Au utilizat peste măsură forța psihofizică. Permanent au făcut presiuni de tot felul, inclusiv prin șantaj asupra altor oameni. Nu au plecat urechea la vorbele altor oameni și făceau abuz de putere administrativă, fizică, psihică, materială, informațională, morală, politică asupra altor oameni sau grupuri umane. În viața asta o să suporți tot felul de presiuni la rândul tău. Dacă au făcut presiuni psihofizice, administrative, de orice fel, înseamnă că au fost cineva.
Că nu pot, nu pot eu, de exemplu, acum să fac presiuni administrative, financiare, dacă nu sunt acolo sus undeva. Prin urmare, și acum în ei este chestia asta, că sunt în tirul, trăiesc așa cu ceva, că ești șef, ei trebuie să fie deasupra, omul cu ștampila. Dacă s-o pus ștampila, te-ai dus mai departe, nu s-o pus ștampila, nu-ți faci casă, ceva de felul ăsta. Da. Au atitudinea asta și acum în interiorul lor. Trebuie să vă feriți în viața respectivă de a face presiuni asupra altor oameni cu orice scop. Poți să-i explici dacă omul vrea bine, dacă nu, nu încerca să-l șantajezi, nu încerca să pui presiune asupra lui, că în cele din urmă omul poate va face ceea ce dorești tu, doar că tu vei avea de suferit consecință. 12. Ți-ai născut în data de 12, indiferent luna. Au fost foarte încrezuți, înfumurați, mândru, împăunat, nu au manifestat aproape deloc bunătate și milostenie asupra altor oameni. I-au tratat toți oamenii de sus în jos, el era cineva și toți oamenii sunt niște păduchi, cum ar fi sus. Asta nici de cum în viața asta nu trebuie să faci. Din potrivă, găsește-ți un om pe care să-l admiri tu, tot așa cum te admirau alții pe tine. Găsește un înfumurat, un gânfat, un împăunat pe care să-l admiri tu deja de data asta, pentru că altfel, dacă o să continui cu înfumurarea, o să fie, apară situații, contexte, situații în care o să ai de suferit. 12. Am zis 12, cred? 12, da. Acum atenție, 13, 14, 16 și 19, indiferent luna, încă o dată, 13, 14, 16 și 19, să sunt probleme în căsătorie. În forma de a crea o căsătorie și dacă ai reușit totuși, pe urmă apar probleme în căsătorie. La 13, din cauza lenii, cel care e născut în 13, va face tot posibilul ca să trăiască din contul lui sau a ei în continuare. 14, control, tendința de a controla. Dacă ea, atunci mai târziu apare varicile așa sparte, tromboză și fel din tendința de control. Dacă el, altfel se manifestă. 16. Eu-l înfumurat, adică eu cine sunt, și ego înflat, așa un ego foarte inflat, și cum și cum eu trăiesc așa și voi mie îmi sunteți cumva datori. Atitudinea respectivă. Eu sunt eu și voi sunteți cumva mie datori. Și orice primește, ei o iau ca și cum lor li se cuvine chestia asta. Asta poate duce către probleme de familie. Așa. Și 19. Din cauza egoismului. Egoismul este interzis pentru tine dacă ești 19 născut și mai ales în cadrul familiei, pentru că obligatoriu vei culege rezultate. 85% din 13, 15, 14, 16 sau 19, dacă nu reglează corect din butoane, să facă fix invers decât au făcut. Așa, atunci 85% dintre ei divorțează chiar aproape în primul an. Dacă nu, în primii 4 ani de viață ajung să divorțeze. 13. Omor. Au devenit o singură dată sau de mai multe ori cauza morții altor oameni. Nu au omorât din culpă, ci anume în mod premeditat, conștient. Deci criminalul stă foarte bine acum. În viața asta n-ai voie să omori nici măcar visele altor oameni, nu cu omul per total. Așa, în viața trecută a făcut-o conștient. Deci în 13 totdeauna stă bine ascuns un criminal. Bine, un criminal stă în fiecare din noi, nepriceput, temător, nu știu cum, doar din disperare majoră. Poți să faci, dai omului cu ceva în cap și el a murit sau ceva. Dar asta a făcut-o conștient, adică e priceput la chestia asta. Acum mulți dintre ei devin anchetători, polițiști, caută criminalistică și tot departe. Sfera legislativă. 15. Te-ai ocupat de ocultism, magie și alte practici care au adus la un nivel, le-ai dezvoltat până la un nivel diabolic de stăpânire și le-ai orientat mult în sens destructiv pentru alții. Când spunem de ocultist, astăzi ocultistul este psihologul, consilierul, îi pot răsturna lucrurile, reinterpreta, reorganiza, reajusta lucrurile în așa fel, încât din una să iasă că e cu totul altceva. Adică, uite, noi am făcut o chestie, el ne-a explicat-o și reinterpretat-o în așa ceva, încât iese că suntem și vinovați, deși am făcut un lucru bun. Asta e magie. Pe urmă, lumea te tratează pe tine din perspectiva reinterpretării acțiunilor tale, nu acțiunea justă care am făcut-o. Acțiunea mea a fost una și ideea a fost alta. Dar cineva ți-o interpretează în așa fel încât ajungi că tu ești un nebun sau un destrăbălat sau ce știu eu de felul ăsta. Asta e magie. Da.
Așa, n-au voie să facă chestiile astea în viața asta niciodată, atunci când începe să facă manipulări afective, emoționale, psihologice, informaționale, calcă pe același tărâm și o să înceapă din nou să facă, să producă suferință. 16. Au distrus bunurile materiale la altor oameni, au dat foc caselor, câmpurilor cu grâni, le-au furat sau omorât animalele, au fost cămătari. Cămătăria lui în 16 este total interzisă. Și în general distruge bunurile, oricare bunuri, la nervi, de exemplu. Uite, te-ai enervat cineva și ai zgriat mașina și ești născut în 16. Gata, din momentul respectiv, karma, partea grea ei coboară, începe să materializeze și începe să pățești tot felul de lucruri neștiind de unde vin. Da. Care duc către suferință. Așa. Cu alte cuvinte, ai contribuit la sărăcirea unor oameni, ai făcut în fel și chip ca aceștia să-și piardă bunurile, materialele și agoniserile. Dacă astăzi este un bărbat și ești născut 16 și intre cu el într-o afacere, el parcă inconștient va face că tu să ajungi, da, să pierzi. Dacă e femeie, ea va face cumva, nu știi cum, dar va face tot felul de chestii ca să tu pierzi din bunurile tale materiale. Deci așa, nu, mai nu fac, trebuie să orienteze exact invers, adică trebuie să fac tot posibilul, da, să-l ajute pe altul să câștige chiar mai mult decât el. Și altfel, și au încălcat drepturile de autor în toate modalitățile posibile. Care sunt modalitățile? Sunt variate. Sunt o mulțime de modalități și scenarii de a fura dreptul de autor și de a te folosi sau de a câștiga de sau de a-ți atrage venituri, slavă, apreciere din partea altor oameni. În viața respectivă trebuie să citezi orice lucru. Lucrurile astea știu de la bunicul, asta mi-a spus tata, nu spui că eu asta știu. Bunicul mi-a spus asta, Socrate, da, a spus chestia asta, practic trebuie să citezi aproape orice sursă. 18. Tâlhărie, păcăleală, dobândirea de bunuri, de bani prin minciună. Ai fost țepar. Ai țepuit foarte multă lume, asta se numește, așa spunem noi, țepar. Da. Te-ai folosit peste măsură poziția socială, ai făcut abuz de încredere, abuz de funcție, vezi, de a 18 și astăzi se comportă de parcă ar fi șef. E copil, abia s-a născut, dar el deja se comportă de parcă ar fi șef. Acum trebuie să facă invers, să fie... Acum trebuie să fie invers, poate să fie șef în continuare, dar să folosească abilitățile pozitive ale șefului, nu astea negative, adică a țepui, a dobândi bunuri și bani prin minciună, a face abuz din credere sau abuz de funcție, asta trebuie exclus în totalitate. Dacă le repetăm, pățăm. 19. Abuz de putere. Abuz de funcțiune, abuz de putere cu totul altă. Corupție, trădare în interesul propriu, folosirea funcției și poziției sociale, politice, administrative, în interesele proprie și în dauna celor din jur sau celor care te-au votat. 19 sunt corupții. Ținem un singur cuvânt, corupție. Deci 19, în niciun fel corupție, manipulare de genul ăsta. Poți, dacă vrei să vezi partea negativă a karmei, umbra ei, vei lua, o vei pățâ și inclusiv și boli care nu poți să le explici de unde au apărut. Da. Așa. Abuz de putere, nu? Dar ei și astăzi au tendința de a dobândi o putere și a face. 20. Trădare de neam. Trădarea de neam este o trădare foarte. Adică ce ai făcut? Ți-ai părăsit țara în momentele, în viața ta, te-ai dus în alt neam cu totul sau poate chiar în altă rasă, acolo ai produs copii, ai dus gena noastră, de exemplu, pe vremuri, știți? Era, da, dăună, adică e rușine mare, ai trădat, ai făcut de râs tot satul. Tu, român, că te căsătoriști cu un turc, noi fiind, da, de război cu ei. Păi duceai gena ta românească acolo, turcii de la acel băiețel deveneau și ei, așa, româno-turci. Da. O genă în plus îi făcea pe turci mai cum? Mai puternici, da, știu, le întărei gena. Te-ai căsătorit într-o religie străină și asta se numește trădare de neam, deși oamenii înainte o știau și o blamau foarte mult până la a te decide de, a te dezice de propriul tău copil. Astăzi, trădarea de neam se face permanent, da, câte oameni de nu știu, s-au dus în țări și străine. Și atunci trebuie să mergi către... Relic. Adică trebuie să te întorci înapoi, să-ți apreciezi țara, să-ți apreciezi neamul, obiceiurile, haina națională, să cunoști din cât mai mult, dacă vrei să repare situația ta, să cunoști cântece, dansuri românești, să le joci cu lumea, povești și restul. Așa, dacă asta nu se întâmplă, încurcăm. 21 este trădarea patriei, asta înseamnă altceva decât trădarea de neam. Adică ce ai făcut? Spionaj pentru o altă țară. Din cauza trădării tale, mulți oameni au murit pe câmpul de luptă, de exemplu. Ai produs suferințe irimediabile propriul tău popor.
popor prin faptul că ai trădat. Din cauza asta 21 și astăzi sunt undeva în afară și se comportă acolo, tind să duc în țări străine, ca și cum vor să fure de acolo secretul cârnatului, apoi să-l aducă peste un timp oricare în țară și să ne învețe pe noi cum trebuie să facem cârnat ăsta. Dar sunt în același timp și alții care continuă să facă trădare de patrie. Ce vor face? Vor lua secretul cârnatului ultenesc sau nu știu care, să fesc. Așa și-l vor duce, nu știu, în Ungaria și o spune, așa se face cârnatul săfesc. Din momentul ăla când ești, ei vor face cârnat la nivelul lor de industrie, mai multă reclamă, îl vor vinde și noi vom rămâne fără brandul respectiv sau ceva. Asta e tot trădare de patrie. Sau n-ai vrut să participi la război sub streagul țării tale, ai fugit din țară. Luăm pauză acum? Mai avem două. Una. Pauză și finalul cu Anatol. Un final de făcut împreună cu Anatol Basarab, care a binecuvântat aceste bucate. Da. Ce ați făcut? A fost bun, da? Foarte bun. Foarte bun, foarte bun. Zi-mi acum ce, domnul Galan, astăzi este ceva imposibil cu tine. Ce ai mai făcut? Ia. Aveți grostiță e mangalița, slăinuță e mangalița, crăciune e mangalița cu vită. Cum ai făcut coastele astea? Aici marinate și la cuptor. Marinate și la cuptor, da? Cartofi aici aurii. Sunt gata? Da. Ce să, domnul, mai ai ceva de spus, Adriane? Ce să mai fie, domnul? Eu nu pot să mai respir. Pe mine m-a luat somnul de undeva de la jumătatea emisiunii, pentru că tot îmi zicea și ea și dați-i zbun, gata, oprește. Spui, noroc că a fost Anatol azi, când a ținut treci. Acolo avem puțin brocoli pentru cine vrea să sfideze acest război caloric. Nu ai cum. Da, bine, stați acolo. Vă așteptăm. Silvana oftează aici lângă noi. Mai avem un ultim număr pentru cei născuți. În ce dată ești născută? Eu pe 19 mai 1981. Am vorbit despre tine mai devreme. 22. Este foarte complicată ca și problematica a vieții, care se răspândește foarte acut și în viața respectivă, ca problemă cu copiii. De ce? Pentru că într-o altă viață s-au comis, spunem așa, infracțiuni, dacă putem spune, legate de copii, abuzarea copiilor, punerea copiilor la muncă, străinarea copiilor, știi cum e, crești copilul tău și îl dădeai de suflet. Astăzi se întâmplă la fel, mamă surogată, îl crești tu în burtiver, mă-l dai la altul. Copiii sau creșterea copiilor în mod special cu ideea că când la vor crește ei mari o să mă ajute la bătrânețe și dacă asta nu se întâmplă încep să-i forțez, să-i atrage înapoi, adică egoist, așa, copilul pentru mine, eu te-am făcut, eu te omor, eu te-am făcut, tu trebuie să mă slujești la bătrânețe sau ceva așa. Din cauza asta apar în viața actuală o serie întreagă de probleme cu copiii. Și acum trebuie să facă tot posibilul ca să lasă copiii în pace, adică... Asta e soluția, lasă copilul în pace, să dezvolte, te crește, se duce din țară, dorește succes, nu fă tot posibilul să-l ții în țară lângă tine în mod egoist, că la bătrâneță să te ajute sau să-ți fie cârje la bătrâneță. Așa este. Imediat o să vedem câteva lucruri și despre ceea ce urmează premize pentru România de la Anatol un minut. Până atunci, 4 ani de căsătorie? Ei, da, s-au făcut și 4 ani de căsătorie, dar am avut multe aniversări. L-am sărbătorit și pe Luca, pentru că a fost Sfântul Luca. Am sărbătorit-o și pe Andrada, că am plinit 15 ani, și pe Anastasia, că am plinit 3 ani. Noi, în familie, totul în familie, nu? Sărbătorim, dar orice eveniment, cât de important ar fi, acasă e cel mai frumos, zic eu. Foarte frumos. Cadouri, chestii, socotel? Sigur că da, cadouri și toate celelalte. Acum ne pregătim de Revelion și vă invităm pe toți cei care ne urmăriți la Revelionul de la sala concert, unde știi că își deschide soțul meu împreună cu un prieten, Ionel Toma, o sală de evenimente. Voi cânta și eu acolo, soții Ridescu, Saveta Bogdan, de asemenea Daniela Toma. Cu toții ne străduim să creăm o atmosferă minunată pentru cei care ne vor fi alături și vă așteptăm pe toți în București la Revelionul nostru. E foarte bine, doamnelor și domnilor, imediat înainte să întrebăm pe Anatol despre 2024-2025, ce trebuie să facem în această perioadă de tensiune. Există un format foarte interesant la Prima TV, Cursa Iubirii. În Cursa Iubirii s-au întâmplat lucruri teribile, dați drumul la imagini și comentăm împreună cu invitații noștri, nu uitați, sâmbătă și duminică la Prima TV, Cursa Iubirii, cu evenimente, cu drame, cu foarte multă comunicare, vorba lui Anatol, Anca, ce dat fizic, ce s-a întâmplat și ce au spus doctorii, și după aceea spune Silvana ce părere are și l-ascultăm pe Anatol, că sunt convins că și Silvana vrea să știe ce se întâmplă cu lumea asta.
dori ca frigul să fi fost cea mai mare problemă a serii, doar că nu a fost așa. După zile întregi de efort fizic și consum nervos, Cosmina a cedat, fiind nevoie de intervenția cei drept proptă a ambulanței chemate la strajă. După câteva ore de investigații, pe care Gabi le-a resimțit ca fiind zile, Cosmina revine epuizată. Nu știu să spun de unde a început exact, numai seară m-a luat cu niște stări de rău, cu stări de greață continue, am luat pastile și ieri și astăzi toată ziua, dar starea tot era acolo undeva și pe seară am cedat, n-am mai reușit și am avut nevoie de intervenții. Medicii mi-au spus că din cauza unei deshidratări am ajuns să am aceste stări, dar nu m-au găsit și cu o ușoară anemie, nimic de speriat, însă este acolo. Situația se complică pentru Anca și Gabi. Oare ce vor face ei de acum înainte? În momentul ăsta, participarea noastră este un pic grea. Ne clătinăm un pic, dar sper să revenim cu forțe tari. Doctorii au zis că au pus-o pe picioare, au făcut niște vitamine. Este frustrant puțin, mai ales că suntem la începutul competiției. Nu acuz cu nimic, doar că este frustrantă situația. Este foarte frustrantă și mă simt vinovată, deși știu că nu am de ce, pentru că nu ține de mine. Însă, oricât am vrea să dăm tot ce putem, atât timp cât starea de sănătate nu-mi permite, nu voi forța peste limite ca să-mi fac mai rău decât îmi este deja. Am venit să câștigăm, dar nu să... Nu să ne pierdem pe noi. Adevărată provocare, ne întreabă Silvana dacă avem ceva așa care să nu îngrașe. Există colțul cu brocoli a domnului Salomia, vă rugăm să poftiți. Să nu uitați, care numai brocoli să-i dați Silvane. Prin urmare, ce se poate face în numele iubirii și a unui premiu? Vedeți? Da, cred că numele premiului, pentru că e mult râvnit și atunci cei din competiție... Dar și relația e testată, da, vrei să mai ceartă unii sigur, între ei? Sigur că da. Unde mai e iubirea pe lumea asta, Anatol? E supusă la grele încercări. Iubirea în același loc, noi ne-am dus în altă parte. Foarte frumos spus. Foarte, foarte frumos. Deci, Anatol, ce urmează să se întâmple în următoarea perioadă cu lumea? Sunt convins că și Silvana a trei copii, soț întreprinzător, da, și talentat. Păi ce să urmează să se întâmple cu lumea? Matematic vorbind sau numerologic, ceea ce este tot matematică, dar aspectele filosofice ale ei, spune matematica caldă. Matematica fiind matematică rece, calculează, da, cantități. Se va întâmpla exact ceea ce este urmarea ferească a ceea ce deja s-a întâmplat. Adică 4, de exemplu, da, avem 4. Da. Păi 4 ce este? 4 este 2 plus 2, cum mai poate ajungem la 4? 3 plus 1, cum mai putem, da, ajunge la 4? 1 plus 1 plus 1 plus 1, cum mai putem aduce la 4? 10 minus 6, da, vezi câte variante avem să ajungem la un lucru oricare. Da. Adică chiar inclusiv din viitor, din viitorul nostru scădem 6 și o să obținem tot anul ăsta, 2024. Avem de-a face cu un an foarte interesant, pentru că pentru prima dată după 2000 încoace avem un an în care e compus din toate cifrele pare și rezultatul calculelor tot cifre pare, de, dintre care una este primă, 2 și restul sunt cifre compuse. Și asta ce înseamnă? Asta înseamnă că vom avea 2 însemnând 2 factorial. Asta înseamnă că vom avea treabă cu două factori, doi decizionali, două tabere care sunt vorbate. Două tabere, avem două tabere. Da, care sunt vorbate între ele. Astea două tabere vor căpăta putere, pentru că 2024, mai putere, pentru că 4, 2024, ultima cifră, da, este 2 la puterea a doua. Tot ce știm noi acum se va amplifica foarte mult, dar se vor amplifica și trăirile noastre emoționale negative, se vor amplifica și stresul, se vor amplifica și bolile care sunt generate de stres și anxietățile, care toate este la nivel de psihologie și psihiatrie, se vor mulți foarte mult, foarte mult. Deci va fi un an foarte greu și 2025 este mai ceva, ne-a spus Anatol. 2025 este anul acum ori niciodată, mi-a zis. Culme, adică este punctul mort de sus, adică ca la pistonul cu sau orice proces, maximum de sus, după care începe o altă lume, modelarea lumii într-un alt fel, și pentru România va fi un an extrem de important, pentru că va trebui să facă o alegere. Ori încolo, ori încolo, ori cu ăștia, ori cu ăștia, ori stăm pe loc și nici cu unul. Dar ce va alege, în dependență de, da, cine va alege și în rațiunea, conștiința de a alege, ce vom alege va pecetui destinul țării pentru următorii undeva vreo 50 de ani. 50 de ani.
Asta e treaba. Îngrijorător, zic eu, îngrijorător. Îngrijorător, dar cred că trebuie fiecare să ne vedem de treaba noastră, să încercăm să gândim capul nostru, nu cu propaganda sau cu influențele altora, că de fapt despre și asta. Și dacă am încercat fiecare să fim mai buni și să ne facem viața mai frumos acolo, în arealul nostru, cât trăim și să avem energie pozitivă și să răspândim bine în jur, corect. Eu cred că fiecare în locul lui poate să aducă binele. Și dacă ne-am canalizat pe noi, pe viața noastră și ne-ar păsa mai puțin de ce fac alții și să-i criticăm pe alții și să nutrim sentimente din astea negative care sunt n-au nicio valoare până la urmă. Bine, ne influențează și pe noi negativ. Am trăit o viață mult mai frumoasă. Eu cred că ar trebui să ne canalizăm pe asta, pe a trăi în energie pozitivă. Din păcate, exact asta nu facem. Fiecare are treabă cu oricine altcineva, dar nu cu el însuși. Și atunci, dacă fiecare stea pe cer ar străluci în măsura ei, n-ar mai fi noapte. Dar, uite, apar tot felul de nori care le acopere, apar tot felul de propagande, apar și ne schimbă, ne întunică mintea. Din cauza asta, de multe ori nu putem vedea stelele sau propria noastră stea deasupra capului. Adică să ne înseninăm puțin, să gândim rațional, mai rece, fără să ne implicăm emoțional, auzând o știre sau auzând altceva. Stai deoparte, gândește-te. Păi, tocmai asta se dorește. Și gândește-o cu capul tău. Tocmai asta se dorește. Să... Corect. Dacă nu te pricepi și nu poți gândi cu capul tău, pentru că nu te pricepi, cum eu, de exemplu, nu mă pricep la mecanica auto. Mă duc la ea. Să cânti muzică populară ca Silva. Și atunci mă duc la doamna la Silva și ei îmi explică. Uite așa, uite cum stau treaba cu tonalitățile, cu acordurile majore, cu acordurile minore, care ajung mai repede la suflet, majorele sau minorele. Învăț de la ea și pot toată știința ei să o duc mai departe, inclusiv în psihologie, și să mă folosesc de ea. Da. Prin urmare, invit toți oamenii pe Silvana și pe Anatol. Mâncați o masă bună, stați cu minți la locurile dumneavoastră, cum spunea, până și domnul Salomia mănâncă. Și îi mulțumim domnului Galan pentru ocazia de care a dat dovadă. Am scăpat cu viață. Mulțumesc pentru invitație. Mi-am luat și eu de acasă, că tot am zis că sărbătoresc ceva bun, pentru că era păcat. Mulțumesc, Anatol, sper să ne vedem cu bine. Silvana, mult succes, Revelion cel mai bun. Și cu Silvana o să ne vedem când vin sărbătorile. Pregătim colinde frumoase și abia așteptăm să vi le prezentăm. Da, o să avem emisiuni foarte frumoase și Silvana va fi alături de noi. Nu uitați la premiile TV Mania! Câteva minute, doamnelor și domnilor, toată lumea ne-a întrebat pe Facebook când a văzut că vine Mariana pe pagina noastră exclusiv VIP cu Cristi Brancu, ce se va întâmpla în următoarea perioadă. În fiecare zi auzim de război, de posibilitatea unui război mondial, de criză, de ceea ce urmează. Prin urmare, pentru un cuvânt, dar doar un cuvânt pentru fiecare zodie, că nu ne mai putem lungi, și despre ceea ce urmează, cu atât mai mult cu cât Mariana mi-a arătat cum în vară a spus că în această perioadă vor ieși chestiuni underground la suprafață. Or, Gaza lucrează fix în underground, adică s-a potrivit. Mariana, te ascult. Da, pentru că astrologia este metaforă. Și pentru că de-aia e și numită regina științelor. Da. Pentru că fiecare trebuie să-și ia informația și să o aplice la el. Prin urmare, o să spun așa, că este o perioadă în care cuvintele eliberează, vindecă sau rănesc. Aha. Diferă de la om la persoană, da. De la destin la destin. Berbecul trebuie să fie atent în perioada următoare cum tranșează ceva. Deci discuții tranșante. Da. Taurii, la fel, trebuie să fie cu ochii pe partea profesională, pentru că acolo pot să fie ceva uși mai greu de deschis, aha, iar altele se vor deschide, cum să zic, cu covor roșu. Interesant. La gemeni, atenția va fi acum pe zona sănătății. Racul se gândește cum să îmbine utilul cu plăcutul, adică creativitatea cu comunicarea. Leii trebuie să fie atenți la casă, pentru că acolo se întâmplă ceva, cheamă meșterul la tot ce înseamnă pregătirea pentru sezonul rece. La fecioară a spune că sunt mai multe puncte pe ordinea de zi în agenda lor de lucru, trebuie să fie mai mult decât organizate.
balanța are nevoie de noi confirmări, noi semnături, noi adrese, ceva legat de acte, clar. Scorpionul, datorită steliumului, acum e vedeta perioadei, prin urmare are un plus de energie. Important este cum gestionează această energie. Săgetătorii trebuie să facă distinția între adevărații prieteni, așa, care le sunt alături, și cei care sunt doar de fațadă. Capricornii și ei se gândesc acum la o chestiune de suflet, sentimentală, care ține de trecutul lor, pentru că a revenit Pluton și este într-o anume poziție pe astrogramă, nu intru în detalii tehnice. Da. Vărsătorul este susținut de acest stelium din Scorpion pe zona carierei și importanței carierei lor pentru viitor, rațiune maximă, iar peștii vor fi foarte disciplinați pentru a atrage către ei succesul. Doamne ajută! E o chestiune de disciplină. Sunt eu, da? Nu sunt eu. Noi suntem cu misă și cu mâinile la spate, numai să ne iasă, știi cum e. Mariana, îți mulțumesc foarte mult. A fost Mariana alături de noi cu informații absolut senzaționale. Îi arătăm Mariana. Și vorul doamnelor și domnilor, este aici Sanda Ionescu, care este pregătită cu toate veștile importante pentru acest final de an. Așadar, cum o să stăm astrologic în legătură cu acest final de an? O să ne spună Sanda. Bun găsit! Bine te-am regăsit și bine ți-am regăsit, telespectatorii. Să știi că prima parte a lunii decembrie vine cu dorință de ideal, cu vise mărețe. Și trebuie să înțelegem un lucru, Cristi, că visurile, de fapt, nu ni le poate lua absolut nimeni. Suntem idealiști, avem senzația că nu există limite, suntem activi în mișcare, pentru că vorbim de energia săgetătorului și avem dorință de evoluție pe toate planurile. Dar pam-pam! Pam-pam? Pam-pam. Adică? După 22 decembrie revenim cu picioarele pe pământ. De ce? Pentru că intră soarele în Capricorn odată cu solstițiul de iarnă. Și devenim mai obiectivi, muncim mai mult, vrem acțiuni concrete. După 22 muncim mai mult? Unii să știi că muncesc mai mult, chiar dacă sunt din sărbătorile. Tot o să fie cântări. Da, 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 artiștii, în general, da. Da. Și deja ne facem planuri pentru ce urmează în anul 2024. De soarele în Capricorn, să știi că ne aduce lecția disciplinei, asta e cel mai important. Dar acum o să spun repede despre aspectele lunii decembrie. Pe 2 decembrie Mercur se mută sub semnul Capricornului. Facem doar așa, da? Pe 5 decembrie Venus se instalează sub semnul Scorpionului. Avem lună nouă săgetător pe 13 decembrie. Solstițiul de iarnă, marea vedetă a acestei luni, pe 22 decembrie. Dar să știi că vedeta adevărată este Mercur retrograd în săgetător din în Capricorn din 13 decembrie, apoi se mută, da, în mers apare retrograd în săgetător. Și asta cu Mercur retrograd n-a fost de bine niciodată. Ba da, uite, eu acum o să-ți dărâm acest mit. Dărâmă, dragă, că am mai venit o doamnă doctor mai devreme cu mituri, așa. Noi astrologii buni în general, noi profităm de Mercur retrograd și te sfătuiești pe tine să faci același lucru. Pentru că când este Mercur în mes direct, avem 7 căi. Mercur retrograd treia de pe cele 6 care sunt greșite și te duce fix pe calea benefică. Chiar dacă noi avem impresia că nu funcționează ceva, Mercur nu te lasă să pierzi timpul cu oameni, cu situații, cu evenimente care nu-ți fac neapărat bine. Și vreau să fii foarte atent. Sunt. De pe 13 decembrie să vezi că în viața ta vor pleca anumite persoane oportuniste, da? Da, în viața tuturor se întâmplă lucrul ăsta și vor veni persoane alături de tine care te susțin și care sunt acolo pentru tine, cu sufletul. Eu am observat asta și când am făcut Astroanima. Și apropo, am făcut Astroanima pe Mercur retrograd. Și a mers. Da, bine. Pentru că vreau continuitate. Regele Charles acum, da, a fost încoronat pe Mercur retrograd. De ce? Ca monarhia să meargă mai departe. Deci noi în subtil știm toate lucrurile astea. Și astrologii știu foarte bine lucrul ăsta. Hai să luăm zodie cu zodie să vedem care-i treaba. Hai să luăm zodie cu zodie. Cum va fi pentru berbeci? Ia.
Măi, să știi că zodiile de foc în perioada asta, berbec, săgetător și leu, sunt zodiile cele mai fericite. Pentru ele sărbătoarea asta înseamnă cheltuială multă. Berbecul care este exaltat și este ca un copil, cu siguranță, el vede această perioadă ca pe un ideal. E indicat, dacă își permit, bineînțeles, să facă sărbătoarea, sărbătorile, să facă sărbătorile din luna decembrie în afara țării, pentru că le va aduce foarte multă energie. E având în momentul de față, sau din luna decembrie, având sentimentul de sărbători ideale și feerice. Iar ei sunt copii zodiacului. Atenție să nu uitați să dați cadouri berbecilor. Eu sunt berbec. Tăurașii. Pentru cadou, Florine, că începe treaba, domnul Florine. Mai departe. Tăurașii. Ei sunt mai melancolici, Cristi, și în perioada asta a lunii decembrie, ei au dorință de a se transforma, de a renaște. Oricum, pe tăuraș, toată agitația asta din luna decembrie îi scoate din zona de confort, pentru că ei sunt mai molcom, mai, da, mai încet, mai contemplativi. Vor primi cadouri. Foarte multe tăurași, aveți grijă. Și chiar, nu știu de unde, vor veni niște finanțe pentru ei. Și asta îi va energiza destul de bine. Pentru gemeni, e o perioadă în care relațiile amoroase se oglindesc perfect în persoana iubită, cu care își vor petrece, bineînțeles, această perioadă a anului. Iar pentru gemele dau așa un tips, dacă v-ați pregătit cumva cu inelul de logot, na, acum este momentul să faceți cererea, sau chiar, de ce nu, să se căsătorească. Raci, pentru raci am o veste mai puțin plăcută. De ce? Pentru că, nu știu, se pare că i-au uitat ce aveau de făcut și au lăsat pe ultima 100 de metri. Așa că cuvântul lunii pentru raci este muncă. Tu ai mare grijă, că tu ai ascendentul în rac. E valabil și pentru cei cu ascendent în rac. A venit cu o noutate, că o să muncim mult. Mai departe. Să aveți grijă la sănătate, voi raci, la mâncatul excesiv, pentru că asta poate somatiza pe corpul fizic diferite probleme de sănătate. Lei, așa cum am spus, zodiile de foc se bucură din plin de această perioadă. Pentru ei este o perioadă de magie, se bucură precum copiii de sărbătoare, se simt iubiți și iubesc, sunt foarte generoși și cheltuitori, așa cum de fapt îi stă bine unui leu, dar vor la rândul lor să primească și ei cadouri destul am de... Am leu acasă, să știu ce. Ai leu acasă, da. Deci trebuie să iei ceva foarte... 12 ani. Expensiv. Bine. Da. Mulțumesc. Pentru cei care sunt sub semnul fecioare, ei își vor petrece sărbătorile sau toată perioada asta a sfârșitului de an în sânul familiei. Ei sunt melancolici, dornici să-și aducă aminte de tradiții, se simt susținuți în sânul familiei și dacă sunteți cumva din Bucovina, acolo nu sunt tradiții superbe, mergeți acasă. Deci ei sunt pe stilul familie. Balanța, nu știu ce apucă pe cei din balanță, dar îi apucă vorba. Ei nu sunt foarte comunicativi, sunt mai diplomați, se abțin. Cred că acum a venit momentul să învățați lecția comunicării. Cei care este sub semnul balanței își doresc să afle mai multe informații, să facă discernământul informațional. Și ce să vezi, susțin punctul de vedere. Adică dacă nu le convine bradul auriu, eu vreau bradul argintiu, ca idee. Și este argintiu. Da. Și va fi argintiu, că își vor spune punctul de vedere. Pentru balanțe, indica să-și petreacă perioada asta de sărbători la munte, pentru că îi va bine dispune. Ai înțeles balanța, da? Adică, am înțeles. Din seria am fost la munte și mi-a plăcut. Luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem cu Sanda, ultimele zodii și declarația lui Vasilică Ceterașul în legătură cu presupusa agresiune sexuală asupra unei doamne. Domnilor și domnilor, bârfim și noi împreună cu Sanda. Ne-am oprit la balanță. Nimeni nu va fi vitregit. Cu cine continuăm? Cu scorpionii. Așa. Și știu că tu ai un scorpion acasă. Yes. Da. Să știi că deja o să stabilească obiectivele pentru anul care urmează. Deja lucrează la niște proiecte care
aceste proiecte îi va aduce Oanei, atenție, mai multe finanțe. Și am și un proiect să-i propun ei. Foarte apropo frumos. De asta. Și altor Scorpion, ca să nu facem o reuniune de familie aici. Da, și altor Scorpion. Ionescu cu Bracu, da. Mă înțelegi, fac un joint venture. Așa. Săgetători. Ei trebuie să aibă grijă la sănătate, mai ales în perioada asta, și la imunitate, Cristi. Deci este indicat ca ei să se imunizeze. Vitamina C, toți ce știți voi că aveți de luat. De ce? Pentru că au tendința de a munci excesiv, de a se bucura, se exaltă foarte tare și muncesc ca să câștige mulți bani, să ofere, pentru că și ei sunt foarte darnici, deci cheltuiești excesiv pentru a fi apreciați, că săgezătorul simte nevoia să fie acolo apreciat, mai ales în perioada asta. Capricornii. Ei sunt în perioada asta ceva mai sensibili, ei simt nevoia să se conștientizeze și atenție la lipsa încrederii. E necesar Așa. Să aveți mai multă încredere în voi în perioada asta ca să puteți să aveți încredere și în persoanele de lângă voi. Îi doresc o conectare diafană, mai elevată cu sărbătorile care vin acum, sunt mai profunzi și s-ar putea ca emoțiile să îi năpădească. Aha. Vărsătorii. Vărsătorii vor sta cu prietenii. Oricum ei reprezintă semnul prieteniei și a gadgeturile. Și ce să vezi, ei vor primi gadgeturi în perioada asta, bucuria voastră, și veți beneficia de o energie armonioasă alături de prietenii voștri. Și ultimii, dar nu cei din urmă, bineînțeles, dumneavoastră, domnul Cristian, peștișorii. Așa, zi. Deci, nu știu ce faci tu la locul de muncă, dar vei fi răsplătit și recunoscut. Oh, da? Așa, da. Probabil vom primi aplauze, da? Eu zic că și bani și recunoaștere, un cadou din partea șefului, cu siguranță. Ce-a făcut? Da. Ce bine, ce mănânci. O primă, ceva, da? Se la prima, normal că vine. Da. Se la prima, da, vine prima, o primă. Da. Ei vor fi... Dacă lucrai în altă parte, îți dădea o antenă, știi? Adică la fiecare după posibilități. Da. Și li se va recunoaște valoarea. Și pentru că tot vorbim de peștișori și de cadou, uite, să fac eu primul cadou, că săptămâna viitoare, Moș Nicolae, doamnelor, ți l-am pus acolo. Deci eu nu m-am prins că aici s-a lucrat în timp ce eu vorbeam cu doamna doctor chestii socotel, dar împreună cu echipa mea au pus aici, mi-am pus și ghetele, nu m-am descălțat, ca să fie bine. Săraca fată nu voia să-i desfund nasul. Și atunci am primit acest cadou care zice așa: Astro Anima, agenda astrologică 2024 de Sanda Ionescu. Această agenda astrologică este un instrument ce ne ajută pe noi toți să conștientizăm și să alchimizăm energiile duale ale fiecarei planete, dar în mod special energiile fazelor lunare. Foarte frumos. Aici o am desfăcută, dacă vrei să așa. Așa, ia, arată tu, că nu vreau să fac aici devastare. Da, am făcut acest instrument pentru că este un instrument de inițiere. Aha. Și de alchimizare pentru oricine. Nu este pentru astrologi, pentru că noi astrologii deja știm ce se va întâmpla în anul viitor. Am aici... Să fie nasol? Poți să mă abțin. Tăcerea ta îmi spune multe, să știi. O să înceapă resetarea. Intră Pluton în Vărsător, dar o să ne întâlnim și o să vorbim despre asta. Nu o să fie. Ai înțeles, Adriane? Când e nasol, se zice că e resetare. Nu încerc să mă conectez diafan cu... Vrei să nu te integreze în absolut, să te apuci să bei cine știe ce lichide, da? Așa. Prefața este făcută de Camelia Pătrășcanu. Prietena noastră dragă, da. Ocupăm. Da, și m-a descris în așa fel că astrolog m-a emoționat, ca să fiu sinceră, nu mă așteptam. După care, ia să vă, ce scrie acolo la fiecare? Avem cubul lui Metatron. De ce? Pentru că Metatron este guvernatorul astrologiei și al astrologilor, adică ceata serafimilor. Să știi că eu primez revelații și dacă meditezi asupra acestui cub, de fapt o să vezi că se materializează ceva, dar te las pe tine să observi. Nu spun mai multe. Așa? Bineînțeles că m-am dus pe energia lunii. Aha. Da, pentru că luna ne impactează zi de zi, Cristi. A, și ai pentru fiecare lună energia lunii? Nu, am doar luna nouă, luna plină. Am despre iantre. Așa? Pentru că aici la sfârșit o să vezi că am un material foarte drăguț de meditație practică. Și Varatri și Tripura Sundari. Acestea sunt iantrele. De ce m-am dus către și Varatri și Tripura Sundari? Și o să spun și la tine în emisiune, repede. Noi am învățat că putem să facem ritualuri pe fazele lunii. Total greșit. Ele sunt teribile. Apropo, azi e lună plină în gemeni. Da? Fazele lunii nu sunt cele mai benefice.
Dar înainte de aceste faze ale lunii se formează două energii benefice pe care le-am calculat. Adică sunt puțini astrologi. Și anume Shivaratri. Așa. Și agenda conține această iantră. Și ce trebuie să facem cu ea? Meditezi asupra ei. Am scris oricum și în agenda. Te uiți cu atenție, pașii, da. Meditezi în funcție de starea în care ești tu, vezi anumite, de exemplu, cel mic, fiul meu cel mic, vede culori aici. Aha. Eu nu văd decât mișcare. Și pe lună plină, cum este astăzi, acum două zile a fost Tripura Sundarii, se meditează pe această meditație. Aici este conectarea cu sinele tău divin, da? Adică să fii tu bine integrat cu tine. Și iar Tripura Sundarii reprezintă energia iubirii divine, adică să fii tu în corelație bună Am cu înțeles. Relațiile din jur. Pris, pe scurt, puneți mâna pe carte ca să vă fie bine, da? Asta e treaba. Bine, și ne mai arăți tu, ne mai vă povestești. Mai arăt eu, da. Deocamdată ai primit de Moș Nicolae. Mulțumesc, am fost cu minte, bă băiatule. Ai fost foarte cu minte. Mai întâi am văzut niște pixuri Terezi că am primit lui ea, că n-a fost bine. Da, ți-am pus acolo și mai multe pixuri la Mico, se bucure foarte mult de ele. Mi se pare normal. Sanda, îți mulțumesc foarte mult. Și eu îți mulțumesc. Să fie bine, să ne auzim cu bine, așadar aveți grijă.